dat să-i trei ordine de zi? Așa. Deci, și acum arăt că și... Dar eu putem să ne... Convocat prin invitație transmisie cu părmestății 49.2019, vă rog când permite tot prin ordinea de zi. Aprobarea procesului de fapt din ședinții din 31.2019. Aprobarea organizării rețelei școlare pe rata Comunei Spăteni pentru anul 2020, încercând de contarea contravalorii călătorii pe mijloace de transport ale personalului didactic și auxiliarilor de la Spăteni pentru noiembrie, decembrie 2018 și ianuarie 2019. La punctul numărul 4, aprobarea chestii bugetare, bugetul 4-2018, la punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului voluntar pentru stare de urgență și aprobarea regulamentului de organizare funcționare a ISU. La punctul numărul 6, avem proiect de hotărâre privind construirea comisiei locale de ordine publică și aprobarea regulamentului de organizare funcționare a comisiei locale de ordine publică la punctul numărul 7, avem proiect de hotărâre privind aprobarea normei de rame pentru personal din cadrul Părții Locale Părțeni și la punctul numărul 8, vă trebuie la aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea Părției Locale Părțeni și la punctul 9, proiectul vă trebuie privind planurile de situații a drumurilor din Comuna. La articolul 10, prezentarea raportului de specialitate, cheltuielile din ianuarie 2019. La punctul 8, întrebări, interpretări, Păi să vină doamna, păi dacă s-o lăsă mult timp să vină. Dacă ies în discuții referitor la ordinea de zi, dacă avem altcineva o... Da, eu o să mă înscriu la cuvânt pe strict pe conținutul ordinei de zi. Sunt nevoit. Dar înainte de a mă referi exact la treaba asta, aș vrea ca să obțin din partea lui domnul secretar Vasile explicația unde este primarul oficial. Oficial, mă văd că primit un mail, sunt lucruri urgent la Victorii, la Poliția Măinești, nu știu unde, de urgență. Bun, deci convoc ședința Consiliului Local, iar suntem într-o situație în care mie nu o văd. Credeți că mie îmi convine să fiu singur aici să țin tarica? Nu cred că e în regulă să fiți, pentru că știți de ce eu acum am aici întrebări care eu le adresez strict ordonatorului principal de credit. Și nu sunteți dumneavoastră în situația asta, președintele nu este, că e reprezintă Consiliul Local, doamna contabilă nu este, doamna Niculina care a fost aici cu noi pe baricare din asta, ea nu e în situația, dar o să încercăm să facem treaba asta, deci nu văd anormal. Deci eu vreau să știam că nu vine la ședință, dar haideți totuși să înțeleagă și dânsul odată că din două în două ședințe apare, ba nu știu unde, ba nu știu unde. Deci convoc ședința Consiliului Local. Primarul convocă ședința Consiliului Local și pleacă de la ședință. Păi eu cu cine mai vorbesc aici? Vorbim între noi. Bun. Nu am spus-o cu răutate, am spus-o chiar cu obiectivitate. Trecem mai departe. Nu regăsesc pe ordinea de zi care ne-ați pregătit-o și ne-ați propus-o, de n-ați să propuneți. Noi mai venim și cu amendamente la propuneri sau chiar cu modificări. Nu regăsesc reluarea acelui proiect de hotărâre cu calificativul secretarului Oaț Corțen, că așa discutasem pe 31 ianuarie. Rămânem primul trimestru, domnul consilier. Deci mai este și luna lui martie, care efectiv, vedeți dumneavoastră, sunt 40 ceva de proiect de hotărâre care mi-o o lună foarte greu. Sunt mulțumit de răspuns. Deci rămâne pe luna martie. Prevederea legală spune ianuarie, martie. Pentru toți funcționarii publici s-a schimbat, nu mai e în ianuarie, este pe perioada primului trimestru. Bun. M-ați lămurit. Mergem mai departe. Constat de mai mult timp, dar aici să știți că chiar dumneavoastră mă adresez, domnul Danilă, că pe ordinea de zi, așa, văd eu aici, și o să vă și demonstrez pe parcursul proiectelor de hotărâre, se forțează introducerea unor proiecte de vă rog frumos, haideți ca să pot să spun aici, ca să înțelegeți de ce e o întrebare. Constat că sunt introduse unele proiecte de hotărâre care, să știți că nu sunt în atribuțiunile noastre de Consiliul Local, nu le-am regăsit în 215 ca atribuțiuni strict ale Consiliului Local și o să le vedeți că
când o să ajungem la ele punctual, o să scuzăm punctual pentru ele, dar eu vreau ca să, cum să zic, să întotdeauna când faceți proiectul ăsta la ordine de zi cu proiectele de hotărâri, îi las o leacă și atribuțiunile unui consiliu local. Pentru că veniți aici și am senzația de a crede că vreți să cam aruncați așa grenada undeva ca vietnamezul, adică ca americanul. Scot grenada din foc cu mâna vietnamezului. Deci noi avem niște atribuțiuni foarte clare la consiliul local. Și o să vedeți că avem proiecte de hotărâre care nu aveau ce căuta pe ordine de zi. Era în competența dispoziției primarului, coordonator principal de credere. Am terminat. Sunt de acord cu ordinea de zi. Da, supunem la vot ordinea de zi, dacă nu mai sunt discuții. Cine este pentru? Câți consilieri prezenți avem? 12. 11. 12 cu Lidia. Doamna Lidia, s-o spune tot, Nu, Alicia am numărat că... În sens, am treaba exact cum este, cine este. Iar facem greșeala că data trebuie. Eu am, ați văzut, doamna a plecat la început, n-a mai venit și am rugat să se modifice. Și am făcut modificarea. De aia n-am mai văzut modificarea, dar îl doresc. Normal. Da. În fine, mai are probleme. Dacă vine, nu fiți parcurs. Normal, nu treceți. Dumneavoastră nu plecați. Deci suntem prea puțini rămâni aici ca să plecați dumneavoastră. Nu, vreau să spun că dacă vine, trece doamna, să trece prezență, dacă vii. Dom'le, dacă vine, o să vedem, că nu e, poate vrea să fie cu noi, nu? Dăm bătare. Da. Proiect de hotărâre numărul 1. Aprobarea procesului verbal. Domnul secretar, da, știți, proiectul suplimentar care eu... În urma concursului din ianuarie, deci doamna Michita a fost certificatarea concursului. Noi avem coeficientul 2 la contractual, dar ea fiind funcționar public, trebuie să hotărâți, în funcție de pregătirea și studiile care are, studiile speciale, înțeles, coeficientul de salarizare. Deci dacă îl prind pe ordinea de zi, ca și... E un punct suplimentar care a apărut acum, are deci nicio problemă. E ok referatul? Da. Acum îl hăcuim? Acum, pe loc. Da. Ascultați-mă un pic. Deci este un referat. Proiectul nu este făcut, nu? Nu, proiectul nu este făcut. Să-l facem. Doamnă, că răspundeți cu asta. V-ați uitat un pic la baza, în ierarhia care am stabilit-o noi, în acea hotărâre a Consiliului Local, când noi am făcut acolo ierarhia coeficienților, nu a numelor. Pe urma între numelor. Așa. Uitați-vă acolo unde este locul ei, în conformitate cu vechimea, cu studiile, cu compartimentul. Că noi, în dreptul, noi acolo funcția ei este trecută, da? Funcția ei este trecută. Dar nu avem funcția de deputat. Nu-i deputat, este a funcționat. Am omis atunci. N-am trecut-o. Nu am trecut. Este la noastră actuală. Da. Și n-a fost trecut gradul profesional deputat. Propunerea concretă acum. Deci ați mers pe următorul 2. Și la contractual este tot 2. Ați mers în oglindă. Da. Perfect. M-ați lămurit pe mine. Da. 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 Trebuie supus la vot? Nu. Ba da. Ba da, pentru că este o problemă de consiliu. Că se stabilește coeficientul. Am înțeles. Nu, poate și legea 153 sau... clar că este atributul nostru. Da. Deci suntem de acord, da? Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci pentru suplimentare. Suplimentare, da. Și acordare coeficientului 2, da? Da. Ca să scăpăm de el de lucru. Majoritatea. Deci nu avem noi. Nu abținere, avem... Toți. Împotrivă cu toată lumea. Deci 11 consilieri care au votat pentru. Da, deci începem cu ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local din data de 31.1.2019. Deci nu mai citim, domnule. Păi nu știu, acum... Mă înscriu la cuvânt pe acest document. Da, păi cine se înscrie la cuvânt la acest proiect de ordinea de zi? Domnul Zafirescu, v-ați scris la cuvânt? Da. Mai e cineva? Deci eu l-am citit în detaliu și pe cant l-am scris.
M-am uitat și pe bandă. Pe bandă mai rar am timp, dar acum chiar l-am... Pentru că am vrut să urmăresc ceva anume. Cine l-a scris, domnul Vasile? Că nu l-a scris dumneavoastră. Nu. Nu, nu l-a scris eu, că nu am fost timp, deci v-am explicat. Ce, doamnă? Nu mai îmi spuneți. Nu mai vreau. Dar, nu sunt de acord cu conținutul procesului verbal. Intenționat la punctul 6, care l-am avut pe 31 ianuarie, nu s-au consemnat corect discuțiile. Și forma finală, care noi consilierii am votat-o, da? Vis-a-vis de o problemă foarte sensibilă, acordarea acelei indemnizații pentru salubrizare, în care eu cu domnul Hagimă am punctat niște chestiuni și formă împreună cu toții am modificat acea hotărâre în sensul că din acordarea unei indemnizații pentru salubrizare care era de 83.000 de lei trecută, dar nu un proiect în față, era trecută undeva mai în spate, în documentul justificativ, am convenit ca să modificăm, pentru că ni s-a părut aiurea, din moment ce primarul a anunțat public Consiliului și comunității că noi nu avem datorii la salubritate, deci la gunoi, ne-a sărit în ochi și am zis, dar cum se acordăm noi o subvenție, dăm bani pentru alții, pentru alți datori? Și atunci am convenit cu toții, ceea ce am și votat, că noi constituim eventual în buget, în bugetul prezumtiv viitor, o sumă care să ne fie de folos, da? Într-un caz de forță majoră, ca să nu mai ajungem în situația aia, pentru că, oficial vorbind, noi făceam parte din comunele și am documente aici, care aveau datorii. Deci domnul primar a participat în decembrie la AGA, ADIS, unde comunați Corțeni, vreau să vă spun că aveau vreo 83.000 datorii. Acolo. Da? Defalcat. Pe Romprest și pe Ecosud. Dânsul a participat probabil și în ianuarie. Când în ianuarie nu mai aveam chiar 83. Plătisem vreo 10.000 și ceva. Alina poate să confirme. Mai aveam vreo 73. Deci aveam datorii. Deci anunțul a adus în eroare toată opinia. Pe noi, bineînțeles, de fapt, acea hotărâre de la punctul 6 acoperea datoria care o avem de plătit. De pe anul trecut. Doamne, nu poate să-i confirm. S-o plătit ceva în februarie la... Dați un pic, noi vorbim de documentele... Întrebam, adică... Deci, doamne, deci noi vorbim de documentele care sunt publice. Da. Le-am avut sau nu le-am avut aici la data de 31 ianuarie, da? Când primarul spunea, Comunați Corțeni nu are nicio datorie, eu personal am pus problema că nu-i normal să plătim, să nu știu ce. Corect, nu-i normal să plătim pentru alții. Tocmai de aceea, domnul Hagiu și eu și dumneavoastră și ceilalți colegi am zis, pe cum să plătim? Și dânsul a spus, păi nu plătim nimic. Constituim în fila de buget, undeva, vedem, cu ajutorul contabilei, o rezervă care să fie de folos într-un caz de forță majoră. Acea rezervă era, de fapt, un număr de 2345 de persoane, ori 6,72. Deci erau 170 de milioane. Eu acum am văzut pe site-ul primăriei și rog acum, domnul Vasile, dați dispoziția, am văzut pe site-ul primăriei după ședință că acea hotărâre s-a făcut cum a fost. Înainte, nu ce am aprobat. Domnul secretar. Nu se poate așa. Deci ascultați-mă. A mers la map așa ceva? Da. Aduce modificarea frazei din focul 6. Și ce am stabilit? Aduceți hotărârea. Deci eu vreau cu mare hotărâre. Aduceți hotărârea. Este hotărârea. Pentru că noi... Dar hotărârea semnată din mine, original. Care este? Unde? De ce e hotărârea? Deci este făcută modificarea. Ia vedeți, domnul Ugeanu. Este modificată? Eu mă spun ce am văzut site-ul primării. Corect. Nu spune nimic. Deci este... Așa cum ați stabilit și am întrebat de 3 ori. Cum face modificarea la proiectul, la concursat, la neatul 2? Constituirea și susținerea. Deci asta am constituit și aici. Deci nu e hotărârea care e pe site-ul primăriei asta. Păi nu-i. E vorba de hotărârea numărul 6. Eu vreau să o văd. Da. Asta o fost și s-o asta e numărul 7. E punctul numărul 6. Vrei și hotărârea numărul 6. Nu e asta. E alineatul 5, punctul 2. Păi asta este. Deci nu este. Deci nu este ceea ce cer eu. Păi da, aici s-o stabili la punctul 6. Păi nu. Păi nu asta aduceți-o pe aia, că eu vă scot acum. Deci eu vă scot ca să o vedeți acum
s-a luat toată lumea, că eu l-am la mine. Nu, și nu a făcut altă lege decât ceea ce sunt consemnat. Eu vă spun. Și susținerea subvenției. Deci, domnul, eu vă scot de aici hotărârea care am avut-o la MAPE și care a rămas la fel și a publicat-o și pe site-ul primăriei. Bine, că noi am stat... Adevăr, pe site așa e, da. E exact cum a fost... Păi am discutat cu documente sau am discutat cu documente? Dar noi modificarea a fost făcută. Acum nu știu dacă formularea este corectă acolo. Ia uitați-vă. Asta este, pe o singură pagină. Poți să o pun și la cameră. Consiliul local. Se aprobă acordarea unei subvenții din bugetul local al Comunei Scorțeni în comandul de 83 pentru finanțarea și... Deci noi nu discutăm. Noi pe asta discutăm. Nu mi-aduceți altceva. Deci domnule, aduceți. Deci noi am articolul 1 aici, l-am modificat. Nu am modificat ăsta. Domnul, deci eu vă pun banda. Pe mine nu mă... Deci pun banda, ce Dumnezeu? Deci noi la punctul 1, articolul 1, da, din acest proiect de hotărâre 6, am modificat cu toți aici, formula, din, de formula. Din acordarea unei subvenții din bugetul local al Comunei Scorțeni în cuantum de 83.310 lei pentru finanțarea serviciului public de salubrizare în constituirea unei sume, unei subvenții în Consiliul Local, care am și spus, este vorba mea pe bandă, da, în valoare de numărul de locuitori înmulțit cu 672, nu cu 402, de anul trecut, și era vorba de 170 de milioane lunar. Aia era suma care trebuia definitivată jos, pe textul acesta, da? Și era documentul care se publica pe site-ul primăriei și pleca la prefectură. Pentru că și cu primarul de față, și noi de față, am spus, nu pleacă niciun leu din bugetul local. Pentru că nu avem datorii. A fost public anunțată treaba. Acum eu o văd pe site, exact cum a fost propusă, și dacă vă uitați în tabelul care l-am tot de la Adis, o să vedeți că suma în această... Dar în această treabă... Dar aveți actul la oficial? Cum? De unde? De la Adis. Deci sumele? Datorile? Actul, procesul verbal. Că, da. De pe site-ul primăriei Scorțeni. Site. E vorba de altă hotărâri. Deci mă, eu am cerut hotărâri. Am vorbit de o sumă din hotărâri. Lăsați-mă să vorbesc și eu. Deci asta am cerut, nu altceva. Deci, modificarea s-a făcut când era vorba. Deci punctul 6. De hotărâri, ce se spune, da? Da? Punctul 6. Așa. Da. Asta este proiectul de hotărâri care a fost la punctul 6. Exact. Nu vorbim de aici. Da. Era să aprobă taxa specială de salubrizare, da? Dar era aprobat în 672. Nu mai în limbița. Noi vorbim de această sumă, domnule. Atât. Deci era subvenția taxei speciale. Și atunci o vin constituirea și susținerea taxei salubrizare. Deci ascultați-mă că... Eu am aici ce s-o consemnat și am întrebat de 3 ori. Deci, ați întrebat greșit. Noi ne-am referit la punctul 6. Și am făcut modificarea și am și votat 11 oameni ca această hotărâre se modifică. Iar la punctul 6. Uitați-vă dumneavoastră la 5 cu 2, care spune așa, se aprobă subvenționare. Da? Uitați-vă pe proiect de hotărâre. Și pe urmă vine modificare, se constituie și susținerea. Să nu trebuie discutăm de două hotărâri. Nu, ceea chiar ce v-a întrebat el la un moment dat. Eu vă spun de punctul 6. Deci, eu vă spun de punctul 6. Deci, doamne, era deci vorbim de punctul 6, domnule. Proiect de hotărâre numărul 4. Și am modificat-o de comun acord. Și am votat-o. Constituirea unei sume de rezervă, de risc, de forță majoră, care era egală cu numărul de locuitori, înmulțit cu 6,72, aia care au inventat din asta acum. Dar noi de fapt, aia a fost din Adis. Domnul a venit din Adis. Aia e taxă specială la articolul 5 din proiectul de hotărâre. Deci vorbiți de alt subiect. Păi dar aici, dacă spuneați, domnul, nu se poate subvenționa. Hai să găsim formularea din constituire și susținere. Aici la proiectul și să subvenționez, domnul. Deci voi ați avut pe ori... Duceți-vă și aceți ordine de zi, domnule. Dar uitați-vă, care este proiectul de hotărâri? Că este semnat, că l-aveți la mapă. Domnule, ăsta este proiectul de hotărâri care a fost dat la trecută la punctul 6. Separate. Eu vorbesc de 6. Dumneavoastră, de ce vorbesc de 5? Pentru că era punctul 2 disuțit de subvenționare. Și n-ați fost de acord cu subvenționarea. Taxe speciale. Deci taxa specială era stabilită. 6,72 la... De lei per nu se poate. Uitați-vă dumneavoastră că nu se poate aici. Că așa era prevăzut aici.
Se aprobă subvenționarea. Domnul, hai mă, nu te poate subvenționare. Hai să găsim un fond constituit și susținem. Ce e asta, domnule? Ce de hotărâri, cum adică? Asta lăsă cum ați vorbit dumneavoastră, domnule. Dar nu a fost la MAP, dar nu a fost la MAP. Deci eu vă spun de proiectul care l-am găsit și pe site și l-am avut în MAP, domnule. Ăsta acum nu-l aveți? Care este eu acum vă spun foarte clar că suntem într-o situație în care se încearcă acoperirea unei chestii. Nu se încearcă. Ba da. Eu aici am în mapă exact hotărârea care a fost pe ordinea de zi, care am modificat-o prin vot și a rămas la fel. Deci nu vorbim de ce spune dânsul. Da? Da, eu am banda, o să fac o reclamație în scris la organele de abilitate și o să o cerceteze alții. O cerceteze. Da. Trecem la chestiunea altă, că văd că nu e, văd că... Supunem la vot procesul verbal. Sau dacă mai sunt discuții... Mai mult de atâta. Deci să știți că m-am uitat foarte atent în procesul verbal și l-am comparat cu banda. Au început discuțiile pe punctul 6, s-a consemnat câteva chestiuni, ce a spus domnul, ce a spus și primarul, că nu plătim nicio subvenție, și vreo 5 minute după aia, inclusiv redactarea finală a acestui text, a acestei hotărâri la care fac eu, reformularea ei, nu mai este în proces verbal. Da, nu este. Într-adevăr așa, nu este în proces verbal, reformularea. Da, dar am terminat proces verbal. Da, poți să cerceteze alții. Foarte bine. Supunem la vot aprobarea procesului verbal din ședința de 31, anterioară 2019. Cine este pentru? Numărați, domnul secretar, cât suntem? 2, 4, 6, 7. Împotrivă? 1, 2, 3. Cine se abține? 2. Vă abține. Trecem la proiect de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza Comunei Scorțeni, județul Bacău. Pe anul școlar 2019-2020. Dacă să scrie cineva la cuvânt pentru punctul numărul 2, proiect de hotărâre. Discuții. Domnul Zanfirescu. Deci am o rugăminte la dumneavoastră și la și pe viitor. Văd că regulile astea de funcționari sunt lucrate, când ne mai crește tensiunea, nu mai au aplicabilitate. M-am înscris la cuvânt pe punctul ăsta, eu vorbesc până în termin treaba, cine nu s-a înscris vorbește la următorul. Corect. M-ați înțeles? Corect. Asta e și regulă. Da. Să fie și de partea dumneavoastră la fel. Păi eu spunem. Părerea mea. Nu a zis. Deci să nu intervenim, asta să fie ca o regulă generală. Pentru dacă m-am înscris la cuvânt pe punctul ăsta, cred că și dumneavoastră sunteți de acord cu mine. Corect. Că dacă vă înscriți și dumneavoastră, putem să avem un dialog, dacă suntem înscriți la cuvânt. Corect. Dar nu vine păpurică vodă să mă întrerup pe mine. Corect. Da, domnul Zanfirescu, aveți cuvântul. Deci trecem la hotărârea privind aprobarea organizării rețelei școlare. Domnul secretar, m-a rugat personal să anunța și pe doamna directoare să fie prezentă. Au trecut 6 luni de zile de când a preluat mandatul cu onor și demnitate și onoare de director al școlii și cred că era necesar, mai ales că are vreo 2 puncte școala pe urmă de zi. Sincer, eu chiar vreau să-i pun niște întrebări. Nu, sincer, okay. O secvență, de la următoarea ședință de... Deci era de foarte mare importanță. Eu chiar v-am rugat la... Da. Și am ținut cont de treaba asta. Din septembrie până acum au trecut câteva luni. Nu am văzut-o în postura de directoare a școlii. Aș vrea să-i pun niște întrebări personale. Da? Și atunci văd că nu suntem în ceea ce aș fi vrut eu să discutăm aici constructiv. Și atunci vă pun dumneavoastră o parte, nu vi le pun pe toate. Deci proiectul de hotărâre nu este aici în partea de sus, de susținere, nu este trecută baza legală legea învățământ. Deci aici sus, Vasile, la primarul Comunei Scorțeni, având în vedere. Legea, articolul 61 din legea 1/2011, legea învățământului. Noi am trecut adresa... Deci, un proiect de hotărâre care are... Care are interclătura, care este... Da.
În proiectul de hotărâre care merge la prefectură, încerc documentul de bază, dar învățământul, ca să știu. Nu i-a trecut adresa care are toate semnele legale ale inspectoratului. Da, bine, astea sunt celelalte care curg, dar le căpătui baza legală, e legea, domnule. Nu adresele. Bun. Deci asta ca o chestie de redactare a documentului. Deci, lipsește la acest proiect de hotărâre, dar lipsește cu desăvârșire. Raport compartiment de specialitate. Și fără acest raport, normal, nu putem discuta proiectul de hotărâre, că așa spune legea 215. Proiectul de hotărâre ce însemna? Însemna ca domnul primar, printr-o repartizare a documentului de la inspectorat, fi venit de la inspectoratul școlar Județean Bacău, spunea în rezoluție acolo, raport de specialitate, cineva, de la compartimentul economic, de la compartimentul juridic, de la un compartiment. Da? Pentru că era atributul unui compartiment din cadrul primării, care îl stabilea primarul. Da? Și atunci noi avem aici, de ce întreb treaba asta? Pentru că în acel material, la compartiment de specialitate, aș fi vrut eu să văd, eu consilierul regional, numărul de copii care sunt înscriși la gimnaziu, la școala gimnazială, spre exemplu, numărul de copii de la grădiniță, pentru că nu rezultă din niciun document în asta. Și pe mine m-a interesat, numeric, treaba asta. Aș fi vrut să o mai întreb și pe doamna. Da, eu lansez de acum să vină să ne prezinte în ședința ordinară. Dar am consemnat pe aceasta. Care este? Și doamna o să mă vadă. Probabil dacă mă vede, dacă are o să mă vadă. Aș fi vrut să-mi fac o informare care este dimensiunea acum a acelui proiect de extinderea școlii, domnule. Noi vorbim de el de un an, nu? Deci vreau să văd și eu acum. S-a mai întâmplat ceva? Dânsa, calitate de director, ce ne poate spune de treaba asta? Celelalte probleme care mai am cu dânsa de discutat, o să le adresez pe legea 544 a liberului acces la așa, le adresez personal. Nu mai fac obiectul. Eu întrebam aici, când era un secret, dar ca să nu mai pierdem timpul, că sunt mai multe aspecte, îi le adresez personal. Deci una peste alta, cu obiecțiunea că lipsește raportul de specialitate, sunt de acord cu acest proiect de hotărâre. Supunem la vot proiect de hotărâre. Cine este pentru? Unanimitate, 12. La punctul 2, la punctul 3 aceeași problemă, deci am contemplat aici la fiecare ședință cu cheltuielile pe care le demonstrați, știți, vedeți, doamna, să aducă la cunoștința consilierilor, toate cheltuielile care sunt. Vorba lui domnul consilier, din septembrie nu s-a prezentat niciodată. Acum o să facem mai bine. Hai, avem un proiect de hotărâre și hai să ne facem același, adică să lăsăm apa să curgă în sensul ei, de la deal la vale. Da. Ok? Trecem la proiect de hotărâre numărul 3. Mai curgă și la deal. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale persoanelor didactic și didactic auxiliar de la școala gimnazială Scorțeni pentru lunile noiembrie, decembrie 2018 și ianuarie 2019. Dacă avem discuții pe... Deci domnul Ovidiu Magimă. Nu, scuze. Doamna Narcisa? Nu, la ce stați s-a confundat votarea cu... Nu, votarea. Am trecut la proiectul numărul 3. Dacă s-a confundat trebuie. Nici, dar nu... Nu, nu, nu. Am fost mărțișor de asta. Noi deja ne gândeam ce cadouri. Am trecut la numărul 3, nu? Am aprobat rețeaua cu școala. Reorganizarea rețelei. Și de contare. Acum trece la numărul 3. Să scrie domnul Zafilescu la cuvânt. Domnul Hagi, vă scrieți? Da. Am văzut că sunteți mulți, am scris că toți vă scrieți la cuvânt. Vreți să mergeți la școală, cred că. Da, domnul Hagi, aveți cuvântul. Da, eu sunt de acord cu legul de contare a contravalorii abonamentelor. Problema care o pun eu să fie prezentate lunar aceste cereri din partea școlii. Dar, astăzi, la ședința pe comisie vorbindu-l reprezentant Firescu, am văzut că, de fapt, școala a trimis cam la timp
cererile de decontare. Problema e că noi le supunem la vot prin februarie, dar ei unui din cincea, bine, asta e cincea a doua pentru ianuarie, așa. Da, da, că sunt înregistrate la noi, domnul. Da, da, dar nu, aici vreau să mă lămuresc și eu cum se poate înregistra. Nu mai puțin. Aici vreau să mă lămuresc. Până la. La asta din pentru noiembrie. Ei au trimis adresa cu numărul 915 din 13-12-2018, înregistrată la noi 31-1-2019. Cum s-a ajuns la diferența asta? Dacă așa e înregistrată, înregistrată, păi, ce se face? Păi, suntem acolo unei dintre prima mare rebelion, hai chitichi. Nu, băi, aici... Deci, eu am luat exact ce este venit pe înregistrare. Deci, ca să fie mai clar, deci directorul școlii au venit la dumneavoastră în data, când? Pe 31-a sau pe 12-a? Păi dacă este în numărul 450-451-2019. Deci înseamnă că le-au adus, dumneavoastră spuneți că le-au adus odată. Le-au adus odată asta, că 31-a sunt două. Da, și bine, două. Asta acum văd eu că n-ai tema acolo, doamne. Eu asta am vrut să... Sens. Ia avem niciun interes. Asta am văzut în care este data când au ajuns în primărie. Deci, data este prima dată, 31-3-2019. Și mai este asta pe 5-2-2019. Asta da. Eu mai am dat dovarez, bătrân. Nu mai păcălești. Pe mine nu. Nu se întâmplă. Nici pe Orvidiu. Se poate verifica hârtiile care sunt intrate, da? Unii din dacă dumneavoastră pe adresă. Ce scrie aici? 5-2-2019. Aia e pentru asta, ultima. Dacă vă uitați la mapă, este vorba de înregistrare. 31-2019. Și face 7 ani, 3 copii. Câte ani de noi, nu mai credești cu mama. Bun, dacă dumneavoastră spuneți că au venit cu 31, nu e nicio problemă, înseamnă că de vină sunt cei de la școală. Dacă tot dânsul poate nu-i vinovat, dar dacă dânsul are un punct de vedere, doamna spune că... Băi, domn președinte, mă, cu toată respectul, cu toată dragostea, cum spune ăsta la Antena 3, Chiriac, la Latrina. Deci, dacă eu l-am rugat special pe domnul să fie directoare. Și m-a spus, în momentul de acum, doamna directoare, putea să-mi spune că am trebuit din 3 luni în viață. Domnul președinte, parcă era o regulă, să nu te vorbim peste altul. Nu e în discuții, suntem în discuții. Dar nu știu, iar dacă nu am în dialog. Deci, în dialog, da. Altceva, dacă vine doamna directoare, dar oricum, dacă o să mai fie eu două, trei... Eu promit, eu să fac invitația pentru luna lui martie să prezinte aici cu toată situația. Foarte bine, foarte bine. Mi-am făcut în Asterix mare, invitații și poate. Mai e cineva înscris la cuvânt pentru proiectul numărul 3, domnul Eugen? Am văzut să o epuizat. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu mă epuizez așa repede. Bătrân. Păi, la o vârstă... Deci, nu mai repet ce a zis Ovidiu, pentru că și eu așa, pentru că e clară treaba, că Oana a făcut treaba la timp acolo, da? Doamna, trebuie să vedem și punctul de vedere. Doamna Niculina, când o să apară acum, dintr-o dată, așa că vine ea ilegală, să spună, da, îți venite atunci. Bun. Vasilică, uite aici, domnul Vasilică, la, în proiectul de hotărâre, da? Deci aici, în partea introductivă, sus, da? Asta care e casa lui, trebuie trecut proiectul ăsta de hotărâre 569/2015, da? În partea de sus. Pentru că acolo e competența Consiliului Local care aprobă aceste sume. Trebuie invocată la bazele de sus. Deci trebuie completat. Deci hotărârea Guvernului 569, care este invocată în expunerea din motive, trebuie trecută și în față la partea introductivă sus. Ca formă aici, nu-i reproș. Deci ca formă. S-a uitat la, bătut la calculator. În dispozitivul mai de jos, partea a doua unde se propune articolele, doamna Niculina, că nu am venit de la școală, cu toată dragostea, nu vă uitați, deci vă pun o întrebare și răspundeți așa, milimetri, de la școală. Cum a trimis școala aceste cereri de deconturi? Că văd că sunt datate de la școală, în decembrie, ianuarie, februarie. Registrare, la mine, 535, în acea zi. Au venit toată odată? Da. Odată, nu, nu, nu. Deci, cum au numărul de înregistrare pe ele? Da. Vreți să rămână cu domnul secretar? Nu, nu,
Da, m-ați lămurit. Deci, în momentul, în momentul în care a venit doamna director, de la școală, i-am dat o copie ei, da. Dumnezeu și atât. Da. Da. Mulțumesc. Deci, doamna, de aia trebuia să fie. Da. Nu, vreau vă țin pe nimeni. Eu sunt divers, ne-am putut invita. Da. Da. V-am promis că ce fac nimeni. Domnul Vasile, deci la partea de sus, la partea introductivă a acestei hotărâri, ca formă, trecem ce-i scris acin în hotărârea 569, la expunerea de motive a primarului, trece-o acolo, că asta e baza cea mai importantă, noi. Iar în dispozitivul jos, la articolul 1, articolul 2, că asta e partea de dispozitiv a unui proiect de hotărâre, lipsește, din punctul meu de vedere, un lucru foarte important. Că ai scris aici, articolul 1, aprobarea de contării contravalori cătărâre pe mijloace de transport a personal didactic auxiliar, corect, pentru luna noiembrie, decembrie și ianuarie 2019, în continuare, scrie direct cu ea, conform anexelor, parte integrantă a acestei hotărâri. Că altfel au rămas anexele aiurea și în față n-ai nimic lămurit vis-a-vis de sume. Sumele da. Sunt în anexe. Da, corect. Aici aveți dreptate, numai că eu aveți pe ideea... Mă bucur foarte mult că în sfârșit odată îmi dai dreptate. Da, nu, dar v-am dat dreptate. Când am spus că n-am trimis invitatul, n-am trimis, recunosc. Deci toate suntem de acord. Da, supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 3. Cine este pentru? Unanimitate. Ce facem aici? 12 voturi. 12. 11, da. 11. Da, 11. Băi, dacă dânsa face naveta, noi scrim exact ce trebuie. Păi nu ce trebuie, de asta vă întreb. Dânsa face naveta în Consiliul Local cu 3 luni. Da? Da. Proiect de hotărâre numărul 4. Bun. Mă scriu la cuvântul. Dăm citire proiectului. Proiect de hotărâre numărul 4 privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli pe semestrul 4, 2018. Înscriere la cuvânt. Nu avem. Supune la vot? Nu. Nu a fost că nu ridica nimeni mâna. Zic, dacă nu, înseamnă că trece. Așa, domnul Zafirescu. Mai e cineva? Domnul Brodi, vreți să vă scrieți la cuvânt? Nu. Nu, am auzit că ați zis ceva și la spate nu vă auzit din spate acolo. Doamna Creangă? Poftiți, domnul Zafirescu, aveți microfon. Mulțumesc foarte mult. Să nu mi-l tăiați mai înainte de ca să salut de până jos. Numărul 1. Întrebare pentru doamna Alina. Și ați făcut-o în ianuarie? Ok. Adică era făcut din ianuarie, dacă vedeți numărul, dar nu mai avut timp domnul secretar să o pună pe ordinea de zi. Deci, să mai încadrat în timp. Vreau să răspund, deci nu am. De ce nu? Așa că de regulă venea în luna următoare. Știu, dar sunt raportat de fapt. Bun. Nu... Pentru domnul Vasile. În partea introductivă, din nou a fost hotărârii de așa, vă lipsește, domnul Vasile, în temeiul legal, articolul din legea 215, în care spune că aprobarea execuției bugetare este atribut în exclusivitatea Consiliului Local. Execuția bugetară este modul cum se cheltuie banii. Știm ce avem de făcut, dar aici trebuie scris. Am văzut în partea de sus, în partea... După raport, sau ce vreți în partea menționat dumneavoastră? Suntem la proiecte care trebuie să îndreptate, da? Da. Suntem la cea, deci la proiectul de privind, așa, da. Care îl supunem Consiliul Local, da. Cu prima bază, prima competență cu ea, Consiliul Local. Da. Deci o treci prima. Și cum e? Vii cu alălalt. Raport de specialitate, expuneri de motive. Da, dar noi avem în baza prevederilor, în bază, pe 3, 6, cu 4, cu 8, bine. Noi avem jos în temei legale. În substrat. Că așa ne-s învățat lecția de la Instituția Tehnică. Noi facem în drept, în baza de jos. Acum, și asta vreau să vă spun. Acum chiar îmi dau seama că n-am văzut eu. Nu. E vorba deci, asta e tehnica verifică. Deci chiar n-am văzut eu. Nu, este este scris. Da, eu fiind consilier local, vreau în primul. Știi, da? Nu, e ok. Nu, dar gata, scapă, nu e ok. Am văzut acolo de Unicer, undeva. Știm că noi nu mai avem, nu mai suntem sub jurisdicție cu posturile alea noi de UNICEF. Și vreau să vă întreb așa, domn Vasile. Între UAPS, Corțeni și această... UNICEF este un ONG, ca să știți. Între UAPS, Corțeni și UNICEF, cât a fost? A fost un protocol
un contract care eu nu l-am văzut niciodată și l-am cerut de vreo 3 ori. Deci, chiar vă rog să-l căutați, că vreau, eu vreau să-l citesc, să văd și ce a scris acolo. Pentru că știți de ce vă întreb? În momentul când acel contract, acel protocol cu UNICEF vis-a-vis de cele două posturi care au fost finanțate de ei pentru asistența comunitară, sunt clar niște reglementări privind atribuțiunile UAC-ului vis-a-vis de expirarea acelui protocol. Iar noi, în momentul când a expirat acel protocol cu acest ONG, UNICEF, trebuia să venim în Consiliul Local să analizăm oportunitatea celor două posturi în noua organigramă a primăriei Scorțeni. Și n-am făcut. Și ăsta era atributul nostru. De aceea, cred că sunteți de acord cu mine, că trebuie să vedem acel protocol odată pentru totdeauna, care dacă îmi spuneți cineva ce scrie în el, și așa, deja îmi dau seama că să știe. El este în vigoare, dar până acum mie nu mi-a spus nimeni că există. Păi atunci cum au existat cele două posturi? Pe baza unui protocol, a unui... Nu? Deci vreau să le vedem, că asta vine din trecut, cu câțiva ani în urmă, nu, domnul Vică? Știți-o leacă din treaba asta, domnul Vidiu? Sunt posturile UNICEF, unui... Da. Vreau să văd și eu, de la ce dată, până la ce dată, a fost protocol. Ce a fost local? Doamne, dar scrie acolo, doamne, scrie în ăla tot, doamne, ce vreți să-mi văd? Să-mi fac pozi eu cu el? Dar poate doamna Alina ne poate doamne, știi de salarizare. Păi dar dacă nu-i la ea protocolul? Protocolul nu, dar eu vă pot exprima. Spune-ți salarizare. Ați menționat de la UNICEF cheltuielile de personal, cheltuielile de bunuri și servicii care apar în, pe anul 2018, iar de la 1 ianuarie UNICEF nu mai subvenționează. Asta e partea a doua, aplicativității acestui protocol. Eu vreau să lucrez la contract cu protocolul. Exact, vreau să văd ce am stabilit în relația mea UAC, instituție de stat, cu un ONG. Pentru că asta este, UNICEF este un ONG. Deci vedem și atunci vedem în ce pagină sunt, pentru că trebuia la terminarea acestui protocol, contract, logic, da? Da. Să intervină o analiză în Consiliul Nord Local, da. Să vedem, sunt posturile încadrate? Nu! Da. Le mai încadrăm? Da, avem nevoie. Deci asta vreau să facem o analiză, oameni buni. Și asta este atributul nostru al Consiliului Local. Și nu s-a venit în Consiliul Local. Nu mai... Păi eu întreb acum, domn Vasile, angajații de pe aceste posturi, ați făcut contract cu ei nedeterminat? Da. Bănesc că da. Da, dar știți care trebuia să fie baza? Protocolul și hotărârea Consiliului Local, care nu există. Păi dar în organigramă e prins așa ceva. O fi prins, dar protocolul primează. O să vedem ce cu protocolul. Nu mai dă bani? Dar nu mai dă, e clar, nu mai dă bani de buget local. Bugetul local, atributul de buget local, de organigramă, iar revenim la atribuțiune Consiliului Local, noi constatăm că încă nu știm rolul Consiliului Local. Da. Mergem mai departe. Deși lunar am văzut prin toate informările care mi le prezintă doamna Nedelcu și am spus-o și în decembrie și în ianuarie că cheltuielile pe cele două secțiuni am remarcat că banul se cheltuie discreționar și fără să văd o preocupare serioasă de economicitate, de cheltuială și am să vin cu un exemplu foarte clar. Am mai multe, dar vin cu unul stringent. În execuția această bugetară, de pe ultimul trimestru, avem cheltuirea 16 miliarde de lei la drumurile comunale. Deci eu am trecut pe drumurile comunale cum a stăcut și nasul. Da? Deci lucrarea este dezastruoasă pe drumurile comunale, lumea este nemulțumită peste tot, iar eu acum, cu atributul care l-am de consilier local, nu sunt de acord cu execuția bugetară. Măcar pe acest motiv, că nu s-au cheltuit banii eficient, că n-am avut toate explicațiile la timp și eu le cer, să vedeți noi care au fost condițiile tehnice a acestui dosar, a acestei achiziții publice. Fapt pentru care vă spun sincer, îmi pare rău, e prima oară când fac acest lucru, dar nu sunt de acord cu această execuție bugetară pe acest aspect. Și nu, și mă abțin. Da, domnul Ovidiu? Da, eu o să pun și eu două întrebări. O întrebare, cred că am mai pus-o încă de vreo două ori, cu telefonul, internet, în sfârșit, 260 de milioane pe 3 luni. O medie ar fi aproape de 90 de milioane pe luni. Nu, mai puțin. Cu domnul primar am pus, chiar în ședința trecută, am pus întrebarea
și a spus că sunt contracte în derulare cu telefonia. Dar aici plătim și camerele de supraveghere la telefon și internet. Ratele la camerele care au fost puse, da. Da, care au fost camerele puse pe sat. Deci vine în aceeași factură de la Telecom. Da. Bine, și ratele astea, cam cât vin? Că vreau să pun o întrebare, cam cât ar fi ratele din asta, zicem, pe lună? Cam aproape de 2600 fără TVA, doar ratele. 20 de milioane, din 90 ar mai rămâne 70. Fără TVA, fără internet, fără telefon, fără TVA. Bine, pe telefon, eu vreau... telefonie. Deci, în total, la Telecom se plătește în jur la 7100 și ceva, depinde cât este cursul BNR, per total, iar la Orange 1100 și ceva. Sumele care se plătesc luna. 7000 pe lună? 71-82. Eu de ce întreb? Pentru că, eu țin minte că în lunile, să zicem, acum vreo 6-7-8 luni, erau tot așa trecute la... telefon, poștă, ce mai este acolo, internet, erau ceva de, în jur de 20, 30 de milioane, 40. Ce s-a schimbat de atunci? În afară de chestia asta cu camerele. S-a mai schimbat, s-a mai pus la imposte și taxe un VPN, o rețea separată pentru securizare. S-a mai pus iarăși tot așa la imposte un modem. Deci au apărut alte de la... care ne sunt impuse. Deci noi nu putem să... Bun, bănuiesc că sunt contracte, nu le... Sunt rețele securizate, nu le putem să se într-o zonă în care vezi... Altă întrebare. Contractul principal de credit trebuie să răspundă la problemele astea. Pentru că dânsul are managementul tuturor situațiilor. Economice, financiare, sociale. Înțelegi? Bun. Altă întrebare. Tot așa. O sumă frumoasă la cheltuieli cu bunul serviciu curent electric de lumina public. Bun. Cred că se schimbă destul de becul ce se mai face acolo. Dar în Grigoriene, cel puțin, este un bec care nu-i schimbat de un an de zile. Și în tuneric. Nu, dați puțin. Eu vreau să nu aveți dumneavoastră treabă cu se întrebe acum. Dumneavoastră a scris exact ce s-a cheltuit, nicio problemă. Nu vine din situație de lucrări. Bun. Toate de lucrări. Prin documente. Eu vreau să întreb cum procedează ea. Când schimbă becul, îl schimbă așa, se rup sau... Eu n-am făcut sesizare pentru că mie mi-a spus o persoană, unde în zona lui nu este bec de un an de zile. Eu nu știam oricum. Dar noaptea, de exemplu, nu știu cine circulă, dacă de astfel sesizați să spuneți că în zona punctul respectiv, poate să intervină, să vină, da, dacă nu se știe, nu știu, zic și eu, alt soluții. Păi nu știu, tot mergând așa, ăla nu o să aibă bec niciodată. Nu știu, nu există o ordine sau cum se schimbă becul de asta. Fiecare cum... Probabil nu s-a anunțat. Nu s-a anunțat, domnule. Ați mai anunțat așa ceva? Eu n-am mai anunțat despre asta. Când am mai anunțat, eu s-a rezolvat, nu-i nicio problemă. Eu acum o să rezolv și asta, să ați niște... Am promis persoanele respective. Când o să ridic problema, o ridic. Domn profesor, la ce punct se procedează aici? Undeva este o ulicioară, înainte de magazin, se coboară la dreapta. Dar la ce persoane? Spuneți numii persoane. Săndulate Costel, prin zona aia. Săndulate Costel, da. Așa îi spune. Între Măricuța, cheamă Săndulate Costel. Acolo, băiatul ăla, deci Săndulate Costel, spune că nu este vechi de vreun an de zile. Care-i Populean. Mai sunt întrebări? Pe punctul numărul 4. Nu mai avem. Supunem la vot proiect de hotărâre pentru aprobarea executivului. Dar cine este pentru? Acum suntem 2. 2, 4, 6, 7, 8. Nu-s toți. Pentru. O să întrebăm. Deci o persoană este pentru. Mai ridicați o dată mâna să nu mergeți o secretar. Pentru. Da. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Da. 4 abține. V-am rugat dacă este părintele aici un pic, dacă avem plăcerea să-l ascultăm 2 secunde, poate dânsul vrea să plece. Nu știu dacă o să ne țină mult.
Ar fi bine, că mai avem încă 6 proiecte de hotărâri și o să dureze o oră, poate și... Nu știu, dacă aveți amabilitatea să-l ascultăm, sunteți de acord, dragi consilieri, dragi colegi? Da. Da? Părinte, aveți cuvântul dumneavoastră dacă vreți să vă spuneți. Mulțumesc tare mult pentru... și ce... Mulțumesc tare mult, da. Că ai observat lucrul ăsta. Păi, trebuia, am zis că totuși sunt tindii prea, fost spus. Mai ales ne-am întâlnit și știi că am avut o exact. Foarte bine astăzi, da. Și am finalizat acum. Nu mai fac moduri de adresare, domnul primar vezi aici, salut doamna vice, dar în primul rând vreau domnilor consilieri. Punctul meu de adresare este mai mult către dumneavoastră. Ce anume doresc? Un lucru pe care ne aparține, care este al nostru, al tuturor, și problema, în primul rând, este a Consiliului Local. Nu vin în calitate de preot, conducător unei unități bisericești, oricare, ci vin în calitate de preot, care am finalizat două proiecte cu avize de la Ministerul Culturii, cu avize de la comisiile de pictură bisericească, de la toate comisiile, avize de la tot ceea ce mi s-a cerut, după ce am scos de patru ori certificatul de urbanism. Ceea ce aici la primărie se știe. Pentru că problemele sunt foarte complicate. La monumentele istorice. Monumentele istorice nu aparțin preotului sau, în primul rând, responsabili sunt primăria și consilierii care trebuie să aibă în vedere acest lucru. Proiectele sunt finalizate. Și s-a ținut și licitația pentru execuția lucrării la catapeteazmă, lucrare care a costat în jur de 380 de milioane, afară de toate celelalte drumuri costuri care au mai fost colaterale, nu pot fi prinse aici. Și s-a făcut licitația. Acum este spre aprobare la Comisia de Pictură și la Patrimoniu pentru cei care a câștigat licitația să aibă avizul de la Patrimoniul și la Consiliul la Ministerul Culturii și vom începe lucrarea. Cele două proiecte. Celălalt proiect este Biserica de Medișor. Proiectantul are 82 de ani, are doi colaboratori tineri care lucrează cu ei. Pentru că acești arhitecți proiectați pe monumente istorice sunt foarte rari și nu-i găsești. În Moldova este unul sau doi. Atât. A mai fost unul la Iași, a murit acum vreo lună și ceva în urmă. Tot bătrân. Pentru că nu sunt așa sistemul în monumentele istorice. După ce a terminat lucrarea a fost subvenționată de cineva de la Bacău. Suma de 400 de milioane a plătit acest proiect. Finalizându-se proiectul, arhitectul a zis așa, părinte, am muncit la... Eu alerg pentru aceste două proiecte de mai mult timp, în urmă aș putea pune chiar și un an, dar zi de zi, drumuri, Bacău, Moinești, București, Roma, orice acțiune se face, se face cu binecuvântarea în altul, preasfințitul duce mai departe la comisiile din București, la Ministerul Culturii, cu avizi de aici, dar urmării chiar a fost sprijinit cu anumite hârtiuțe care dintr-o mii de pus trimis, în fine, și vreau să vă spun că acest proiect s-a plătit, iar arhitectul spune că n-am rămas cu nimic din munca pe care eu am efectuat-o, dar sunt mândru că am făcut un proiect la o biserică care e unică. Și om are 82 de ani, este un arhitect de calibru. Spuneam că proiectul alerg, cel puțin din octombrie, anul trecut și până acum la finele lunii februarie, n-a fost zi în care să nu fugăresc, să nu alerg, să nu... Deci dacă vă spun că ați fost numai 3 certificate de urbanism, gândiți-vă la celelalte. Nu vreau să mai spun altceva, deci... Am avut un control de la Direcția de Cultură de la Bacău, care a fost mai departe. S-a făcut un proces verbal, o constatare, în care aici, din partea nu a bisericii, biserica a făcut, eu am făcut ca preot indicatoare. Acolo trebuie să indicatoare spre monument. Este problema strictă a Consiliului Local, dar prin mâna consilierilor. Dumneavoastră, consilierii trebuie să fiți în temă ce înseamnă un monument istoric, pe care trebuie să-l salvăm. De ce insist atât de mult? Pentru că bisericuța veche, ea este atestată 1443, refăcută 1779. Este atât de uscată, iar unicitatea ei prin trunchiul de con interior este foarte, foarte uscată. În momentul când are contact cu aerul,
are contact cu ploaia, cu apa, se carbonizează, se face făină tot. Iar acoperișul este spart. Sunt, am văzut pe internet, vreau să mă rețin, mulțumesc că mi-ați dat voie, să nu mai stau până la urmă aici, am văzut un monument istoric într-o localitate, unde, datorită formularilor, actelor, deviziilor, proiecții și celelalte, n-au putut să salveze, iar oamenii din sat și Consiliul Local au pus 4-6 țevi în sus și a acoperit pe lângă și monumentul istoric este sub acoperiș ca să-l protejeze. Așa, deci la noi acum, la bisericuța aici, crucea este dată de vânt jos, nu ai voie nici să te atingi. Domnul Vică, consilier, și poate confirma aici, acum vreo 2-3 ani, din inițiativă proprie, cu încă altcineva din sat, au cumpărat, smoală și tot ce fac de bine, și când ne apucăm să dăm cu pături, cu smoală, dranița, au trecut de la Bacău, de la patrimoniu, că fiind la șosea aici, au trecut, s-au abătut să vadă starea, și i-au oprit pe loc, n-am avut voie să, și acum stăm cu materiale cumpărate de voi, le avem depozitat acolo. Deci, absolut, n-ai voie absolut nimic la monument aici. Vreau să vă spun atât de, rugămintea mea este, va veni acum bugetul. Să aveți, să spui copilul săruț când doarme și când nu-i prezent, nu știu cum se mai se întâmplă, și îl mai încerți. Că ne atacă pot în prima dată aici. Dar nu trebuie să cer. Vreau să spun că sunt bucuros că am înțeles starea acestor monumente și a pus prioritate și a spus, părinte, când va începe acum avizarea sau când aprobarea bugetului, va avea în plan acest lucru. Nu poate, dacă dumneavoastră, domnul consilier, nu știți ce este acolo, să veniți să constatați și să sprijiniți acest lucru. Deci, ideea mea este aici pentru a vă cere să sprijiniți aceste monumente. Vă spuneam că dacă plouă și ia contact bolta aceea acolo, care zice, se face făină. Singurul lucru care ne face o cinste deosebită și este unică în comuna asta până în prezent, nu este altceva decât Merișorul și biserica cealaltă. Aș putea să spun, deci am plătit totul. Am alergat, ce nu vă pot spune și depun aici la primărie proiectele amândouă cu avizele de la minister, de la absolut toate avizele. Pentru că a face un proiect chiar nu este ușor. Nu este absolut ușor. Trebuie denumit acolo o stradă, strada bisericii. Pentru că peste tot unii mă duc și fac documente, îți cere anumite numere, date, străzi și așa mai departe. M-am izbit de foarte, foarte multe lucruri. Le-am adus la punctul fine. Acum, pentru catapeteazmă, unde biserica a fost consolidată și restaurată, spunea cineva mai expirat, așa mai înainte, că de ce nu sfințești biserica? În alt prea sfințitul știe orice mișcare. La monument istoric nu poți să faci absolut nimic fără să ai documente, altfel e caz penal. Dacă dai cu păcură ceva sau o draniță, deja ești în situație. Închei, ca să nu vă mai rețin, rugămintea mea este să aveți în vedere și să studiați. Și cred că eu am mai prezentat pe acolo, poate domnul Genotor să scrie la cuvânt pe acolo, poate să cu siguranță cunoașteți aspectul. Vreau să vă întreb și eu niște chestiuni, vă rog, mai concret, așa da, că... Și vreau să spun este clară treaba că noi avem niște obligații rezultate din 215, sprijinirea tuturor, dar să știți că, sincer, vă spun că nici eu n-am știut de legea 422, deși știam ca existență, dar nu citisă, așa, a protecției monumentelor istorice. În care, într-adevăr, situația, responsabilitățile Consiliului Local, a primarului, sunt mult mai dezvoltate și mai concrete. Deci chiar am citit-o. Dar, părinte, nu vă supărați că vă întreb. Spuneți-mi și mie, cele două monumente istorice, care acum am convingerea că le-am văzut cu ochii mei înscrise în registrul monumentelor istorice, respectiv ansamblu Sfinții Voievozi Merișor și Cărnița. Așa, odată ca ansamblu, dar și Biserica Merișor cu Clopotnița, așa, Biserica Nouă cu zidul de zid. Da. Le-am găsit acolo. Da. N-am văzut. Eu am trecut pe lângă multe monumente și toți dintre voi trecem pe lângă foarte multe monumente în țara asta românească. N-am văzut indicatoare, n-am văzut marcaje. Dumneavoastră, câți bani, de când sunt astea în evidența legală ca monumente istorice?
Știți de ce vă întreb? Vă mai pun o întrebare după aia. Câți bani ați primit și de la Direcția Județeană, dar și de la Consiliul Local? Că aici e o chestie sensibilă cu monumentul. Da. Deci ați întrebat de când sunt monumentele, nu? Și de când sunt în evidență ce monumente? Monument, biserica de lemn. Ele sunt acum, dar eu nu am găsit modele. Ele au denumire de cod. Da, și biserica de lemn. 300 și nu știu cât e una, și 300 și nu știu cât e una. Nu. Biserica de lemn este monument istoric pe clasa A, și care este trecut în nomenclatorul monumentelor istorice de când mă știu eu, nu lui Exunan. Ok. Deci, asta de pe B. Iar cealaltă biserică, deci prima biserică de lemn, cu denumirea, m-am întors de la Consiliul Județean, mi-a trimis adresa acasă, pentru că nu era denumirea Biserica Sfinții Voievozi, Scorțeni, Merișor. Și era în adresă, trebuia scris Sfinții Voievozi, Merișor, scurt. Că, fără, acolo este biserică pe categoria A. Da. Și niciodată pentru această biserică nu s-a primit nici măcar 10 bănuți. Deci haideți să facem o așa, de între obligațiile administrației locale pe 215 de sprijinirea cultelor și obligațiile care revin administrației locale, recte Consiliul Local, pe 422. Deci e diferență. Absolut. Aici sunt niște chestiuni, eu am citit și am văzut care dau. Ce bani ați primit în asta? Că pe sprijin al activității religioase ați primit. Am trecut azi la 300 de milioane, dar nu pe obiectivele monumente. Le-ați luat pentru cheltuieli curente, da? Corect. Aici n-ați dus nimic, da. Când ați luat pe monumente? Am luat, chiar zile trecute, am adus o documentație la contabilitate, în care ni s-a dat, în 2017, s-a dat 40.000 de lei. Care este documentația? Nu. Pentru pictura la... deci am terminat cu prima biserică, să vă spun cu a doua. A doua biserică este pictată din Tonița, clasa B. Aici s-a făcut consolidarea. Banii de consolidare au fost din partea guvernului. Toți. Toți? Absolut toți. Parohia a avut doar obligația prin contract de cazare și să asigure masă la oameni, la muncitorii care erau aici. Atât. Iar rest, toți banii au fost finanțați de către guvern. În momentul când s-a finalizat lucrarea consolidării, de la minus 5 metri din pământ s-a făcut subsidiere, fundații peste fundații, lamele, centuri, acoperiș nou, argeam nouă, centuri la turn, pentru că turnul fiind foarte mare, cu deschidere mare, care puține biserici au așa ceva, tindea să rupă. S-au făcut toate consolidările respective, banii n-a plătit nimeni, nici un euro, nu s-a zis niciodată absolut de la nimeni. Am rămas după consolidare și după acoperirea bisericii, în care a intrat acolo, l-am făcut și centrală, care a costat aproape 1 miliard de lei cu tot construcții, cu tot ce a fost acolo, acoperit cu tablă plania, adusă din Suedia, cu recepții făcute de suedezi la fața locului, tot ce este acolo la biserică, și a rămas după ce s-a consolidat, bineînțeles că au fost fisuri, exfolieri, pe pictură. Și, practic, pictura este ceea ce atunci ce pune biserica în valoare, dar și proiecția de Jean Traianescu, arhitect italian. Pictura, fiind de Tonița 1913-1900, eu am făcut de multe ori și am adus în fiecare an proiect aici. Poate știți ce îmi pare rău, domnul Amărul nu este aici. Am văzut, pe proiecte. Nu am venit niciodată să cer banca pentru ajutor, pentru casa parohială, praznicală sau pentru celelalte. Astea toate au fost prin ajutor care le-am primit. Aici, pe proiecte istorice, este altceva. Pe moment este numai proiectele. Este buget separat care nu are nicio legătură cu cea. Și să revin cu pictura. Am rămas cu pictura. Proiectul la pictură a fost de 6 miliarde de lei. Deci... Aș vrea o întrebare. La cât ați primit de la noi, de aici, dacă s-a primit, când ați primit, și cât ați primit de la Direcția de Cultură? De la Direcția de Cultură n-am primit absolut nimica. În schimb, am primit de la Consiliul Județean 1.800.000.000 odată, prin primărie. Ceea ce s-a făcut de la primărie, nu a mai ajuns bani la scorțe, la biserică, în totalitate. Când s-a întâmplat? În 2008. Cum? Au venit cu destinație pentru parohii, pictură și s-au blocat aici?
Nu, deci v-am arătat, părinte, în 2008 a fost extrasul de cont, adresa de la Consiliul Județean s-a primit 1.300.000. Exact. Costa contabilă, virați o parte din bani. Când am intrat eu contabilă, am virat diferența. Părintele, părinte, că i s-o promis, sau că v-ați spuneați la Consiliul Județean, 1.800.000. Dar pe extrasul de cont, banii care au venit au fost 1.300.000. Deci, de acolo au plecat mai puțin. Când s-a discutat bugetul, atunci am fost invitat la acest moment la Consiliul Județean și am participat la ședința din Consiliul Județean. Și s-a materializat 100.000. Da, probabil că a fost, când s-a schimbat celălalt rectificare, nu a dat nimic. Alți bani ați mai primit. Așa, deci la Consiliul Județean am mai primit după aceea direct, fără ca să mai ajungă prin Consiliul Local, 500.000.000, după care, într-un alt an, care nu știu cât s-a primit aici, dacă s-a mai primit sau nu, eu mai primit încă 700.000.000 la Consiliul Județean direct. Deci cu 1.300.000 cu 500 și cu 700.000. Deci 2.400.000 s-a mai dat prin bugetul local pentru cuvânt. 2.400.000, bun, total. Din 6 miliarde? Da. Și diferența? Diferența de bani am primit de la SSC, pentru că eu am făcut documentații în fiecare an, cu justificări, am văzut că am văzut ce justificări să cer și cum așa. De la Secretarul de Stat pentru Culte am primit eșalonat, că pictura asta a durat mai mulți ani, pentru că așa, după care 1.300.000.000 s-a strâns de la Enoriaș. Deci de la noi de sat? La noi de sat. Da. Au dat în timp. În perioada aceea era Vasilic tătarul lui Epitrop și el are toată listurile, vinea cu ea, parcă văd și acum. Și când strângea ceva de arhitectură, toată, îl vedeam cu... Și așa reușit să acoperiți... Deci lucrarea este încheiată. Și achitată. Nu s-a făcut în schimbări, dar îi spunem o realitate. Sigur, deci Secretarul de Stat a primit de mai mare. Vreau să vă mai spun altceva referitor de această lucrare. Este finalizată pictura și achitată. O face ca la AVE. Deci și achitată. Așa. În schimb, nu s-a făcut recepție nici acum, din motiv că dirigintele de șantier, proiectanții de la Ministerul Culturii, pentru că aici numai cu noi suntem uitând ca la avioane, că ei vin la proiectul care o să-l vedeți, vă rog să fie pe masă odată, să treacă la fiecare dintre noastre. De exemplu, expertiza biologică a costat foarte mult și este o singură doamnă la Palatul Culturii din Iași care face expertize biologice, adică ce gândașe, să fac verificări și să spun ce fel de soluții pot să intervii pe acel monument istoric. Revin cu recepția, nu s-a făcut, pentru că obligația este ca să vadă în 2-3 ani de zile cum se comportă lucrarea. După 2-3 ani de zile, cei care au făcut... Termenul de garanție, părinte. Și recepția o fac după ce... De la recepția parțială la aia finală. Când mă spunea ce nu se înțelege. Ca la orice. Și nu avem cum să ieșim din departe. Ca să nu vă mai vorbim. Sintetic. Da. Spuneți așa, pe proiectul categoria A, am cerut Consiliul Local, că am înțeles că aveți niște cereri, da? Care o să vină la bugetele, așa? Mi-ar trebui suma asta, pe proiectul, pe proiectul Merișor. Deci nu venim cu devizul, gândați acum la proiectul A, la Sfinții Arhanghi, reprezentând catapeteasma, iconostasurile azi, da? Ați început derularea asta, licitații. Am terminat licitația. Proiectul ăsta are atât valoare, și au nevoie atât. Da. Mulțumesc că mi-ați întrebat lucrul ăsta. Sunt două proiecte diferite. Acel pe monument clasa A este finalizat Merișor. Acum va fi avizat și de minister și de arhiepiscopii și celelalte. Și voi depune aici, iar el va avea devizul pe el. Și acel deviz este care voi cere cu cele respectiv cu proiectul, o copie care voi depune și la primărie. Vorbim de Merișor. De Merișor. Aveți măcar estimativ ce ar urma? Nu. Încă nu. Proiectul când primesc acum, acela va fi bătut în buie. Duceți-vă la B, la Sfinții Arhanghel. La Sfinții Arhanghel, da, ca să nu amestecăm una cu alta, să fim foarte clar. La Sfinții Arhanghel este finalizat proiectul, este licitat, s-a făcut licitația pentru cei ce se ia lucrarea în primire.
și lucrarea va începe după când se va încălzi. Proiectul costă, pe deviz, care am deja depus la primărie aici, 198 de lei. Deci 1.900.000 de lei. Vechi. Deci 2.000.000 de lei. Deci dumneavoastră, părinte, dacă ați avea să zicem banii ăștia acum, începeți lucrarea, o terminați anul ăsta, bănesc, nu? Adică în proiect, pe ce etape e prevăzut de lucru? În proiect este cel ce a câștigat licitația, domnul Darida Ioan, expert restaurator la București, face parte din comisia de pictură la Ministerul Culturii, înscrie acolo, lucrarea se va executa în funcție de finanțare. Finanțare, da. Deci îmi scrie pe vreo azi am citit. Astăzi am citit în funcție de finanțare. Și mai am și o întrebare, părinte, dacă nu vă supărați. La această finanțare mai contribuie și alte organe sau numai bugetul local Sforțel? Deci la la ambele lucrări. La orice lucrare din cadru, am primit de exemplu 100 de milioane în anul trecut de la Dedeman. Mi-au mai promis că o să mai dea. Mi-au promis că... Nu, dar de la instituțiile statului mă refer, nu de la sponsorizări. Mai vin pe monumente de sus, din nou mai vine la... Deci asta să știm cu ce... Deci, mai vin, dar nu știm cât. Instituțiile de stat, nu ai la ce să te duci, la ce, la armată, la... Cum e serviciu secretariat de stat, care vă dă armate de sus, adică o să faceți... Părinte, ați făcut o cerere. Cât ați mers pe acest proiect că ați avea strict ca să începeți? Că noi n-am văzut două. Ca să pot să încep. De ce? Pentru că, de ce spun lucrurile astea? Dar defalcat de celălalt care vine. Așa n-am treabă cu el. De vorbim de... Deci aici, biserica de zid. Zid. Că îmi dați-mi voie să termin. Aici, biserica este finalizată, consolidată, restaurată toată, iar proiectul ăsta este pe catapeteazul, pentru că diferă ce este pictură pe zid și componentele artistice. Componentele artistice sunt catapeteazma, icoane, iconostasul Marea Maicii Domnului, scaunul arhieresc și toate celelalte componente artistice. La aceste componente artistice sunt alți specialiști în domeniul care se facă avizele celelalte. Lucrarea aici, de ce spun? Și acum vreau să-mi verați dumneavoastră și vreau, nu e aici domnul Ambăruș, pe care l-am luat de vreo 3-4 ori acolo, și bineînțeles, tot vinea la biserică, Alina la fel și ea știe, stăteam cu schelele în biserică, da. Am stat și ani de zile și nu mai continuam lucrarea, mă bucur mult că am prilejul să vorbesc, să spună, să audă mai bine și oamenii, că cei care vin la biserică știu. Cei care nu știu, vorbesc, nu cunosc, nu știu despre ce. Le mai spune și așa. Păi, sigur. Stăteam cu schela și veneam. L-am luat pe domnul Ambăruș, primar la Scorțeni, și am zis, domnul primar, vă rog frumos, în același timp când Dumnezeu lucrează și Îngeri lucrează, au mai trecut cineva de la Consiliul Județean, a trecut de la Direcția de Cultură, domnule, parcă i-a dus cineva, într-o jumătate de oră au venit toți, nici dacă le dădeam telefonul se întâmpla. Și toți au venit și au promis la pictori, culmea că și cel ce era responsabilul picturii, era prezent acolo. Și toți au promis, și primarul Ambăruș, și cultură, le-a promis, domnule, lucrați până în octombrie, aveți bani. Și au lucrat în avans și noi le-am plătit după aia 3 ani, nu le-am dat bani, adică cunosc pe un aspect. Că stăteam cu schelele în biserică și au lucrat în avans, au dat schelele jos și nu le-am plătit după 3 ani. După 3 ani, cazuri pe care dumneavoastră le știți. Așa. Acum, revenind la aspectul de, dacă noi dăm 1.000.000, ăștia va veni, va lucra, va începe lucrarea și nu va mai lăsa din mână până o termin. Chiar dacă nu... Și după aceea o să le mai spunem că avem promisiuni, deșteptul promite, știi, dar... Am înțeles asta. Punctați un pic ce ați mai cerut. Bun. Deci asta este monument istoric cu devize, cu proiecte, pe bază, nu pe bază de cereri de mână, că aș avea nevoie, că s-a stricat gardul, că e stricată casa parohială, că e apa, nu știu ce, că centrala trebuie locuită, că anul ăsta am luat... Acele sunt funcționale. Acolo, cum fiecare parohie care nu ridică la gardul ăsta... 215 sunt. Care nu se ridică la cheltuielile pentru avere, deci este un complex. Avem pe titlul de proprietate și celălalt. Deci, după ce am făcut toate documentele, mi-au trimis de la Consiliul Județean să fac cadastru pe monument istoric, nu pe biserică. Deci fiecare, sunt nouă construcții în curtea bisericii, nouă. C1, C2, C9.
Așa, și fiecare cu destinația ei. Cadastru trebuie să l-am făcut pe monumentul respectiv, pe partea respectivă. Iar ceea ce am primit 300 de milioane, cum au primit toate bisericile, dar la noi un complex, nouă construcții într-o biserică, nu la fel ca la ca în cel ca în altfel, dar nu fac eu acum, nu dezbat lucrul ăsta. N-am putut să pun acoperiș pe casa praznicală, n-am putut să pun piatră în fața solei celelalte, până n-am primit, am făcut cereri, până n-am primit avizie de la Direcția de Cultură și au venit proiectanți, arhitecți din cadrul direcției de la Bacău și mi-a spus, aici pui piatră albă, acolo pui atâta, dai jos turnul. Am scris și am primit și aici turnul de sus de la clopotniță ca să nu ia vederea la biserica veche și abia atunci pot să fac și o lucrare, nu am voie să fac un veceu, n-am voie să torn o alee și cei care locuiesc în jurul bisericii la 200 de metri n-au voie să construiască nimic fără avizul monumentelor istorice. Ce ați vorbit cu primarul? Pe cheltuieli de funcționare, ce a zis? Alina, aveți o proiecție de buget. Așa, în minte, că o să vă dea buget triplu anul ăsta pe SUV. Da, de 5 ani. Da, așa, spune. Da, aici e vorba de cheltuielile curente, da, de Merișor. Deci, acolo, când la Merișor, cred că într-o săptămână, două, trei, pentru că la Comisia de Pictură și la Ministerul Culturii acolo, să intră proiectul respectiv și îi dă un termen în care este discutat și pus în discuție în ședința lor, nu de o oră, două, nu știu, fac analize, fac tot felul și acolo nu depinde de noi. Deci pentru catapeteasmă am așteptat 4 luni de zile avizul de la Ministerul Culturii. Aici sper că până în martie, până la sfârșitul martie, am și devizul și, deci ultimul, aviz de la Ministerul Culturii. Restul este, am luat în avans și de la sănătate, și de la mediu, și de la electric. Și unii m-am dus peste tot. Te duci după aviz la EON, a venit un tip Mircea Spurber, a făcut poze la biserică, a făcut analize pe acolo, văd dacă-i trece rețeaua, m-am dus la dat 1,5 milion la EON, am plătit, mi-a dat avizul. Toate acestea care nu sunt nicăieri, nu se regăsesc, iar nu vă mai spun că din octombrie și până acolo nu știu dacă a fost o zi în care se duplec Roma, Bacău, Moinești și celelalte care nu se regăsesc decât în biserica noastră. Părinte, haideți să ne întoarcem un pic. Deci ați făcut un miliard pentru Sfinții Arhanghel, da? Aveți aici o cerere? Pe funcționare ați cerut ceva? Ce a zis primarul? Deci i-am zis la domnul primar, așa s-a spus la început, că nu l-au spus aici, când nu îl la linț, când doarme și așa toate. Da, îți bucuros că el a înțeles problema monumentelor istorice și îl felicit pentru treaba. Și a zis, părinte, pentru monumentele istorice vă dăm 800 de milioane. Asta pentru catapeteazmă, ceea ce va începe în martie, acum lucrați. Deci pentru Sfinții Arhanghel. Da. Pentru B. Da. Biserica de zi. Da. Vorbim de A acum. Cealaltă, aveți în cerere deja o sumă mai mică sau cum o aveți? Că și asta trebuie să acolo. Cât mai mult. Eu vreau cât mai mult. Dar nu are 5 miliarde. Nu, vreau altfel. Nu, stați un pic. Eu știu de ce nu spuneți asta, pentru că nu aveți în față devizul. Devizul total. Da, dumneavoastră, acum, raportându-vă la proiectul de la Sfinții Arhanghel, aveți așa o estimă cât de cât a dimensiunii valorice a proiectului de la Merișor? Domnul arhitect, l-am întrebat cât poate să ajungă, a spus că poate să ajunge și până la 10 miliarde. Oi, părinte, ce aveți urgent acolo de făcut la Merișor? La Merișor? Acoperișul. Deci, părinte, creșteți în cerere către domnul Cătălin, când faci, noi o să vedem cu cerere la buget aici. Pentru Merișor, urgența, stregență, cât e acolo? 30.000 sau cât e acoperișor? Că dacă nu, dacă mai plouă încă o dată, am pus. Și noi trebuie să-i punem căciulă. Deci trebuie să-i punem căciulă. Deci, i-am pus căciulă, mai vedem. Ca să rămână între noi, chiar a fost, să-ți evit, că am pus carton, nailon și acolo avem niște nailon pe anumite zone. Deci urgența, numărul, trebuie pus căciulă acolo. Pe urmă, mai vedem cum mai dă. Exact cum a fost școala de la Florești. Eu pus acoperișul pe școală, școala e ok, poți să mai stea. Nu? Deci asta e deci da, de acolo. Nu a fost el care. Prima urgență că ăla, vorba noastră. Mai bine, voluntari. Și să faceți diferențiat și cheltuielile de funcționare, ca atunci când vine, adică cele două monumente diferite și pe funcționare. Dați-mi numai pentru astea și tot atât. Da, la toată lumea. Să că nu mai aveți pretenții diferențiate la cheltuielile de funcționare, da. Nu mai am pretenții. Aici trebuie să dacă se dă la
la deci, biserica metistă 300 de milioane, trebuie să dea și mie, că nu se compară. Că... Nu, nu vreau să spun, dacă se asta. Va da. A, nu, da. Să... Da. Dar să mai spun ceva. Da. Eu văd că unii și așa spun dinainte când vă dăm atât. Deci nu pătrăm, Consiliul Local. Consiliul Local, asta vreau să vă rog, dar ce... Deci Consiliul Local, pătrărește, sunele. Dați-mi voie să vă rog ceva foarte, să nu uit pe aceea. Așa. Strada asta care are a bisericii acolo, rugămintea este că vor începe lucrările și noi trebuie să plătim nu în octombrie, decembrie sau pe 31 decembrie, trebuie să plătim la Paști ca să apuce de lucrare. Deci banii nu vrem să-i primim în 31 decembrie. Păi să vezi că am trecut la buget. Și... Când a fost propunerea și s-a aprobat, unii nu vroiau și unii vroiau de acel miliard, care era bine acolo unde era. Pe care nu s-a împărțit corect. Da? Să știți că am spus primarului de atunci, le dai banii la parohii, dă-le acum, măcar în 30.06, dă-le banii. Că dacă le dai în ultimul trimestru și le dui și ce faci în noiembrie? Iar nu avea bani. Ia că dacă vi s-au dat banii după noiembrie sau când vi s-au dat. Da, banii au fost prin trimestrul 3. Păi de ce i-a spus în trimestrul 3? Noi am spus de la început, până în 30.06. Păi da, dar s-a tăiat de pe salarii și nu aveam cum să tai în trimestrul 2, pentru că rămâneam fără bani la salarii. Cu 4 miliarde în plus la salarii, rămâneam fără bani. Păi s-a tăiat în trimestrul 3 și s-a spus de măsură. Dar cererile au venit mai târziu. De ce nu se spune că n-au venit și cererile? În funcție de cum au venit cererile, s-au dat banii. Lasă legătura și cu părintele Ionică și cu părintele Ionea, faceți cererile acum, înainte de bugetul. Da, să noiembrie. Asta nu mai rețin. Vreau să n-am finalizat răspunsul dumneavoastră. Deci pentru instituțiile statului, afară de secretarul de stat pentru culte și Consiliul Local și Consiliul Județean care are în atribuțiuni la fel monumentele istorice, nu avem efectiv un să mai ce. Deci nu mai există altă sursă de finanțare. Eu am pus întrebarea asta. Da, păi știu foarte bine. Noi putem să dăm costul de milioane mai mult sau mai puțin, în funcție de ce bani primiți. Nu, dar până la ce vă interesați un pic, cam cât a costat acoperișul, ce e urgent de făcut. De devizul celălalt, da. Și când ai devizul în față, vă azi, pe proiect, vezi și elementul cât costă. Deci finanțarea, nu la lucru, dacă dumneavoastră aveți o portiție de asta, știți pe undeva, e pentru casa noastră. Redițiți aproape de astea la Deleman, că au de-a bani în țara asta, nimeni nu-ți vine a crede. Și bă, cam am de-ai mă știu. Și credem ce să poate optimismul un visul la cheie ceva. Da, mulțumim părintele pentru discursul care l-a... Mulțumesc că v-am întrebat, dar e o problemă. Părintele, da, vezi cererea asta pe ceea ce ați discutat, ca sume aici, dacă nu o faceți rapid, o aduceți aici la domnul proiect. Adă și cererea, numai proiectul. Cererea de finanțare, ca să fie. Noi ne-am făcut în cap acum exact proiectul, dar avem un cap, ce mi-ați explicat. Cererea pentru finanțare, să o depuneți aici. O vedem pe noiembrie. Mulțumim colegilor pentru răbdare. A fost un punct cu ordinea de zi neprevăzut. Oricum aveți sprijinul nostru. Vă mulțumesc tare mult și mă iertați că vă doresc succes. Un an pacific. Păi nu, că noi suntem obișnuiți, părinte. Vine proiecte de ordinea de zi oricând, deci la orice oră. Oricum sunat telefonul între timp și mă tăr toată acolo. Și am zis că începe o slujbă care fi bine să fie așa cu binecuvântare, cu pace, cu voie bună, cu înțelegere, cu spor și cu tot ce trebuie. E benefic pentru un sat ăsta, cu merit. Pentru toată comunitatea. Mulțumesc, sănătate. Strec. Da. Da. Bani, bani. Ne trebuie bani. Trecem mai departe, nu? La proiectul de hotărâre numărul 5. Privind aprobarea reorganizării serviciului voluntar pentru situații și aprobării regulamentului și organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență la nivelul comunei Scorțeni, județul Bacău. Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect, scrie la cuvânt domnul Zancuiescu. Uite, mă știu și eu. Dar dacă ne ia cuvântul, rămâne. Domnul Zambirescu, aveți cuvânt. Din
am studiat foarte clar și m-am ajutat și cu legislația în domeniu, care un pic așa o știu. Am constatat, la articolul 2 din proiectul de hotărâre, am constatat că este o exprimare forțată, ba chiar care nu stă în temei legal. Adică nu poți să vorbești de actualizarea organigramei SVS-ul. Cine ați auzit din asta organizare? Și aia mă întreba și eu, pe cei de la situații de urgență. Scutați, domnul Bezea. Eu nu sunt eu, noi suntem oameni deștepți. Noi, la nivelul UAS, cu arțenii, domn Vasile, avem o singură organigramă. Organigrama UAT Scorțeni, în care avem acest compartiment SVS-ul. 2. Puteam vorbi aici deci o structură, nu de organigramă. Se actualizează o structură din cadrul planului situației voluntare, nu știu ce, nu știu cum, da? Deci nu organigramă. Deci suntem în afara termenului prevăzut de lege. Organigramă la SVS-ul. N-ai cum să ai organigramă la SVS-ul. Ai organigrama UAT-ului și în cadrul organigramei ai compartimentul. Nu vorbim de aia. Uite că dacă stai și te uiți un pic, domnul Vasile, în ceea ce spun eu, există și o logică. Ia uitați-vă de desubt. Că se spune la articolul 3. Structura. Deci structura, deci aceasta nu este o organigramă. Deci aceasta este o structură și numărul de personal este următoare. Ai termenul este corect folosit la articolul 3. Deci este o structură care o are el în act. Nu este o organigramă. Nu facem concluzia. Doi la mână. Și totuși scrie aici conform anexei 1. Dumneavoastră ați văzut, nu? Da. Și ați văzut o anexă? Domnul, dacă îmi permite, domnul. Este vorba de anexa structurii, eu sunt convins. Este un regulament venit cadru de la ISU Bacău. Și aici vreau, eu am lăsat pe fiecare compartiment, fiecare comisie, câte un... Și eu am fost intrigat de chestia asta. Uite, atunci este venit cadru. Și m-am întrebat și cu organigrama pusă de ISU Bacău. Deci nu, este, ele vin cadru, știți? Și mă uitam la chestiunea asta. Deci, bă, nu este organigrama. Dar este venit cadru de la ei, regulamentul. De asta vreau să știți. Eu am lăsat pe fiecare comisie cât e un regulament. Și pe... Un raport de specialitate. Nu e un cadru legal. Da. Asta este un act de normativ, este... de interior. Deci nu este un da. Deci și eu am zis trebuie schimbată organigrama, poate să fie că așa e venit așa să fie așa. Acum nu știu. Sincer să vă spun, nu știu. Asta e a noastră. Da, 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 așa e venit. Structura, deci structura sau componența, componența acestei structuri este altceva. Nu asta este cea mai importantă problemă, dar să vă spun așa că eu totuși chestia asta ascunde ceva în spate, așa că eu cam miros așa, că ascunde o chestie aici care eu am gestionat-o odată în alt domeniu. Și cineva îmi cerea mie o chestie acolo și cred că asta o vreți și voi acum, dacă e așa, spuneți-mă sincer. Voi vreți ca această funcție a șefului SVSU să o preveteți cu studii superioare pentru băiatul ăsta? Că este absolvent de studii superioare. Este în organigramă prins cu medie. Așa a fost prins, așa l-am stabilit. De ce? De ce? Nu că l-am stabilit că am vrut eu tu sau tu sau tu. În codul ăla, în regulamentul ăla de clasificare, îi spune... Clasificarea ocupațiilor de România. Corp. Da. Ei, acolo SVSU ăsta este cu studii medici. Și dacă avem intenție să-i dăm lui studii superioare, nu putem. Deci doar nu dacă are. Vine cu diplomă, nu. Absolvită. Codul Caien. Codul Caien al acestei funcții, din acest... În această clasificare, așa îi spune, clasificarea operațională a ocupațiilor de România. Codul Caien este trecut cu studii medii. Deci nu face nimic. Este situația și la noi prins, da? Deci nu era o problemă acum că avea sau nu avea. Dar nu avem legalitatea. Deci, mai mult decât atâta. Eu aș fi vrut, dacă tot am venit până la urmă cu discuția asta, eu aș fi vrut ca aceste grupe, aceste formații, să le și nominalizăm. Și vă spun și de ce. Anul trecut, ca să discutăm la comisie, am aprobat proiectul cadru de contract a unui voluntar din cadrul grupei de situații de urgență. Vă faceți aminte, colegi? Da, da, da.
Am rugat atunci să vină cu componența acestor grupe, formații, da? Pentru că sunt aprobate de primar în calitate de șef al comitetului, este semnat și de cel care e responsabil, șeful SLSU, dar președintele de ședință din ședința Consiliului Local, când se prezintă aceste contracte, semnează și el acolo. Este rubrică. Consiliul Local. Și semnează președintele. Dacă venea azi cu tot element, cu toate elementele astea, președintele ședinței semna treaba asta. Deci de-aia zic, aici era o treabă completă. Asta care... vreau să vă spun că în regulament, păcat că n-am avut mai lucrat, este făcut o componență din cei de la... Probabil lucrat, și a făcut cei de la ISU, de la Vacoș au făcut componența. Dar nu-i nominal, vedeți nominal? Nu, deci este... Păi și atunci, cum zicea Mihăiță la ședința de comisie, ar fi fost important să vedem și nominal, pentru că noi odată discutam despre cei nominal și vis-a-vis de unele facilități. Dacă permiteți o fixă, îi aprobăm. Este mai mare, dar nu trebuie să fie. Știți de ce vă spun întreaba asta? Știți că noi avem oameni pregătiți cu diplome la SVSU? Păi da, suntem la care tabelă. Uitați la care treabă, soții pregătiți. Anul trecut, în luna iunie sau iulie, am cerut treaba asta. După un an, a venit o situație statistică. Mai durează un an să o vedem și pe aia nominală, nu? Eu zic că anexat cu asta, să vină pe aia cu nominală. Anexat cu asta, în cadrul același proiect de hotărâre, mergem la aceeași avizare astăzi și nominal. Eu așa cred. Deci consider că documentul care noi o să-l aprobăm, da? Este incomplet. Da, adică aprobăm bugetul și după aia facilităm. Eu ce vreau să spun, dacă eu iam aici trecut, nu am un lucru complet. Pentru că el își reactualizează cu toate astea. După aia, discutim, e la plata pe impozit plădirii. Păi, dați-mă, vreau să vă spun. Sunt și voluntari. Dacă sunt și voluntari, articolul 4 se va reactualiza actualea regulamentului organizației și voluntarilor în situații de urgență, conform la instrucțiuni. Ai structura pe grupe, păi te trimite analogic, mă, treaba soare și nominal. Pentru că asta înseamnă actualizare, mă. Nu numai scrii 2, 3, 4. Scrii și prerogativa funcțională care o dai acolo. Și pe urmă, în cadrul bugetului, când votăm bugetul, spui, băi, le dăm ceva la ăștia? Da, ce? Un leu. Dar nu s-o dat niciodată, nu știu nici. Niciodată nu s-o dat la voluntari. Eu am spus-o ca formă. Au scutire de la diferite taxe și... Uite, asta nu e o facilitate? Păi cum? Păi cum? Dar nu ești scutit de mașină, ești scutit de... Deci de-aia zic, domnul coleg, nu era normal să fie până la capăt. Pentru că după ce le avizam aici, mai mult decât atât, erau și contractele lor aici și le semna domnul președinte tot, cap-coadă. Și era închisă socoteaba. Așa, hai să mai facem un pic acum, hai să mai facem un pic acum. Ori o facem, ori suntem, ori nu suntem. Gata. La vot. Că... Nu la vot, mai am eu. Să aducă lista nominală și mai am eu. Poftiți, nu, deci nu. Da, eu am crezut că s-a terminat. Eu... Câte astea sunt toți care avem noi? Cât sunt în total? 11 voluntari? Aici este 34. Deci aici este 34. Acolo este structura 4. Voluntarii urmează să, care se vor să devină voluntari la serviciu voluntar pe scorțeni, să pot înscrie. Păi, și aici este în structura 4, structura plus 4, persoane. E normal, conform ordinului 96, din 2016, deci a fost colectiv atunci, s-a dat ordinul ăsta. Și s-a format structura 4, nominal. Ce vreau să te întreb eu? Deci, numeric, tu trebuie să ai 34 după da. Structura care ți-o dat-o, nu? Da, da. Deci tu ăștia 34 care avem noi aici, trebuie să fii, să faci jos de oameni, să iai aici, da, nu? Exact. Așa. Și eu la stai și vă spune că nu trece peste mine. Deci, ceilalți voluntari, intru și ei, ceilalți voluntari, intru și ei, intru aici, toți? Toți sunt aici. Nu, vreau să mă gândesc. Da, ăștia care sunt. Deci ăștia care sunt, intră și ei în echipa asta de aici, da? Da. Deci noi avem 11 până la 34, mai sunt de 93. Trebuie completat. Așa, trebuie completat, exact, am înțeles. Da. Asta vreau să întreb. Da, băieții ăștia care o să fie, am înțeles că trebuie să aibă o școală sau trebuie urmează să o facă, nu? Nu e obligatoriu.
obligatoriu, că sunt și care mai au. Aș fac un instructaj, știu, școala. Eu obligă să fac un curs. Cum? Eu obligă să fac un curs. Doamne, aia îmi face primii. Dacă au, aia intri cu ei. Începe de an să faci un plan de pregătire la nivel comunic. Așa. Și să pregătești către șeful SLS-ul. Am înțeles, dar ei au niște facilități. 10 au un curs. Da, am înțeles. Da. Restul, prin pregătirile periodice, antrenamentele periodice. Da, fac parte din treaba asta. Și facilități au cei care sunt aici. Dar el nu are, doamnă, cum? Dar ce treabă, el, nu, eu întreb ce facilități au băieții. Nu întrebați pe domnul secretar. Domnul Spreia, nu întrebați pe domnul secretar, doamne ferește. Ce facilități au, ca să știi toată lumea, domnule? Cei care aveau contractul până 2016, știu că erau scutiți de la taxa din cuestii. Păi ia ca vedeți cu oamenii. Păi tocmai de asta, ca să știi oamenii ce au scutit. Era o sumă standard, că nu e, dacă avea 20 de case, era scutit din cuestii. Nu, la loc case. Există și sumă. Dacă omul care trebuie să are sumă de 20. Da, domnule, deci ce are în proprietate? Nu poți să ai, dacă eu am 5 imobili, toate 5. Nu, ci o singură proprietate, o singură mașină. Ia că te cazi. Deci ei sunt scutiți de așa ceva. Să știi lumea, domnule. Dar este specificat clar acolo. Este scutit de la plata impozitelor pe clădire și mașină, dar să nu trebuie să depășească suma de. Și a fixat o sumă de 200 sau 300 de lei. Asta a fost. Formul cu hotărârea Consiliului Local, reluăm drepturile lor, la toți la fel. Deci, mare, că ar fi dar reorganizarea lui și regula nouă, s-a luat până la astăzi. Și structura numerică. Care este, da? Pe nominal, că am cerut și anul trecut cu ei nominal. În baza la asta, faci contractele, faci contractele, îi supunem într-o hotărâre pe tot și stabilim și dreptul care e fiecare. Da, ca să știi, să știi lumea. Deci operativ. Agenta la tine care este? Gata, la asta. E simplu. Da, da. Păi bine să știi, de exemplu, sunt care sunt calificați. Bărbatul va să ne găbe, are 34, o să fii 10, 15. Păi nu vreau să mă spun și nimic, și eu, dar nu că aș vrea. Nu, nu vreau. Dar vreau să știți, dar am rămas tot aici. Da. Suntem în regulă. Deci, Bogdan a venit cu treaba, stabilim într-un proiect de hotărâri rapid, invalidăm și modelul de contract. Modelul de contract l-am validat odată. Am tot dat. Deci, punem acolo, domnul Grogiu a avut dreptate, în limita la până cât? 3-4 de lei. Și acolo am mai fost cursuri și așa. Ei, acum nu mai este, nu mai sunt bani. Un contract, dar de ce? Dacă așa era. Păi da, nu, nu, lăsa. Era, dar nu mai este. A fost. Era, păi eu ce zic, acum legile s-au spus atunci. A fost, 100%. A fost. Acum stabilim noi și spunem noi. Exact, mai noi. Asta e. Apunem proiectul sau îl supunem la bără? Asta îl supunem la bără. Ca să aibă cadrul legal. Așa. El vine în continuare la ăsta. O situație nominală din proiectul. Îi validăm prin vot pe oameni. Și atunci stabilim și ocazia la articolul următor acea reducere de punem 3 milioane la domnule. Prevede legea, domnule, dar prevede legea, ce să spunem, domnule? Lege care le trebuiați treaba. La timpul respectiv, pe hotărârea respectivă, o să fie un material, un compartiment de specialitate în care spune baza legală, cât, cum, ce, da. Da. Dragi colegi, supunem la vot. Cine este pentru? 2. Bun. Am trecut la miliția locală. Da, mulțumim, domnul Bogdan. Pregătesc și tabelul cu cât din grau. Proiect de hotărâre numărul 6, privind aprobarea constituirii Comisiei Locale de Ordine Publică, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Comunei Scorțeni. Dacă avem discuții pe tema acestui proiect numărul 6, în scriere la cuvânt, domnul Zanfirescu. Doamna Narcisa, v-a scris la cuvânt sau ce? Da. M-am auzit, doamna Narcisa, să vă rog. Putem comenta, nu? Ia că domnul Zafirescu, poftiți. Ia câte că avem și primul polițist local. Primul polițist local în organigrama Oarți Scorțeni.
care este un funcționar public cu statut special, potrivit legii, da? Scrierea mea aici se referă de fapt la două întrebări strict pentru domnul Danilă, juristul primăriei. Îmi spuneți așa. Polițist local cu statut special și, ați stabilit ce clasă să-i dați. Clasa 1, dacă are studii superioare, clasa 2 cu studii superioare de scurtă durată, sau clasa a treia, dacă are studii medii. Unde l-a s-a asociat? La medii. Deci omul are studii medii. Fost supoziție. Da? Bine. Din Scorțeni? Nu e din Scorțeni? Nu? Dar de unde? Deci noi din Scorțeni nu mai avem niciun băiat care să fie polițist. Așa. Înseamnă că... Cine a fost? A doua problemă. Uitați-vă un pic, domn Vasile, la expunerea de motive acolo, că nu-i reproș, dar acolo e o chestie care s-o clarifică, pentru că domnul Balcan Ion nu este șeful poliției locale, Scorțe. Este polițist local. Deci acolo scrie șeful poliției locale. Poate a avut primarul să-l facă șef. Dacă e singur. Bun. Deci e o exprimare ca un șef poliției locale. E șef, e polițist local. Dacă e singurul lor, va fi și. Această comisie este binevenită și funcționează toate structurile care au un organigram în poliție locală. Noi avem un organigram în poliție locală aprobată de prin ordin scris, da? L-avem scris. Când am făcut organigrama, am avut nominalizate din Consiliul Județean trei funcții. Polițist local. Da, ai totul, da. Da. În perspectiva viitoare, vreți să vedeți cum funcționează așa? Cu acordul dumneavoastră, vedem randament. Deci să vedem cum, da? Ok. Gata. Deci, atât am avut la punctul. La mine, acolo vedeți că la cine o redactat la comisia aia, vedeți că din Grigorian nu-i trecut nicio persoană. Exact, asta vreau să spun. Asta ziceam voi. Propuneți acum ca să trecem în turnul. Noi nu avem nimic cu Sandy, cu Iază și cu Vasile, că Sandy nu era. De cine propuneți? Era bine și din Grigorian să facă parte. E din Grigorian e singur. Domnul Hagi, mă, mai tânăr, domnul Sorin, mai în vârstă. Exact. Domnul Hagi. Nu, domnul Hagi, mă, sunteți de acord. Domnul Hagi, eu chiar îl trec aici de restul. În locul Vasile, în locul Vasile. Sandy mai tânăr din el. Da, aici Vasile nu trebuia trecut, e Sandel. E trecut... În locul domnului Pavel trece în domnul Vasile. Scorțeni, Grigorian și Scorțeni. Da, care nu sunt Grigorian și așa. Vasile nu se supără, că domnul Hagi mă trece în locul lui. Da. Sunt supărat să iau Nicore Mas, vă spun. Domnul Ovidiu Hagi. Da, supunem la vot proiectul de hotărâre și asta acum avem discuții. Hagi, domnul Ovidiu, Hagi, mă. Adică să fie de mai mult. Da, să fie de mai mult. Cine este pentru? Adrian, aici. Nu de experiență. Da, domnul Hagi, mă, are așa un carnare mai trăi. Proiect de mutare numărul 7. Da, domnul Patru trebuie. Poliție. Nu știu ce trebuie. Dacă am o comisie de recepție de dânsul, că văd că dânsul este foarte... Aș vrea să sunt sub oficială în rezervă și de asta am ajuns. Da, trecem la următorul proiect. Ia să fim am concurcat să fiți sub oficial vin. Proiectul de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul poliției locale Comuna Scorțeni. Personalul? Din cadrul poliției locale. Poliției locale, nu. Personalul trebuie cu pachet de acasă. Mai trebuie cu normul. Avem discuții la proiectul hotărâre numărul 7? Vă rog. Trebuie să... E obligatoriu. Domnul secretar, e obligatoriu. Vă rog să mai treceți, domnul. Vă trec, domnul Zafirescu. N-am cum să mă aseam. Deci, ne-am interesat la Moineș, la... Nu vă interesez, domnul, eu iau la... Comunii din asta, așa, mai sărăți, acolo, la strugari... Vă scrieți la cuvânt? Cine să scrie la cuvânt? Domnul Zanfirescu, doamna Cobuz? Prima, băi. Da. V-am scris prima. Da, ce-a discuții, domnul Zanfirescu? Da, pentru cum e în primar. Da, îi dați cuvântul doamnă, da? Da, îi dau eu o doamnă. Îi dați cuvântul doamnă. Eu pot să vorbesc cu două ori și după. Corect.
Doamna viceprimar, aveți cuvântul. Eu nu-i fur lui doamna ideile. Doamna, cine spune, eu am ideile mele. Doamna Comun, poate. Important e că avem idei comune. Haideți să vedem. Nu. Comuna de Paris. Da, da. E bună și aia. Nu, eu mă refeream că pentru norma de hrană este venit cu proiecte ordinea de zi, dar acum eu știu că nu la toate comunele norma de hrană a fost supusă în Consiliul Local. Păi am să vă spun. Și... Da, acum nu știu și bugetul la noi. Vedeți că norma de hrană se ridică la o sumă frumușică. Acum n-am. 1000 de lei. Adică nu știu cum. Na, și noi. Doamna, știi ceva? Tu știi, sunt practic de la urmă, dar să vă spun care-i cauza. Este un drept, într-adevăr. Deci se poate invoca lucrul acesta, dar... Haideți să vorbim pe un băiat, da? Deci am să vă spun așa, legea 153 Legea 153 a salarizării unice, asta ne stabilește foarte clar prerogativul Consiliului Local de a-i stabili salariul de încadrare. Atât. Deci noi nu-i dăm normă de hrană care-i dat pe corpul polițistului. Are legea polițistului local. Așa? Nu? Nu-i dăm nici voucher, nu-i dăm nimic altceva. Noi, Consiliul. De aceea nu trebuia să vii. Doamna, știi ce știi un pic, dar după zilei celelalte care n-au venit, este că nu era treaba lor. Primarul, ordonatorul principal de credit al comunei Oaț-Corțeni, stabilește prin dispoziție de primar, în afara salariului de bază, care mi-ai spus că l-ai stabilit la clasa a treia, da? Pentru studii medii, stabilește chestiunea asta la altă. Norma de hrană nu are altfel de normă de hrană după legea corpului funcționarilor cu statut special. E aceeași la toți. Deci, nu avem nici cum să-i diminuăm. Că așa am stat eu și m-am documentat, să știți, nu? Că așa am stat și m-am gândit. Dar cum nu avem nimic? Hai să luăm pe doamna Nedel. Păi doamna Nedel, că este funcționar public, da? E că dânsa ia vă 3 milioane și ceva. Brut. Ia normă de hrană. Da? Dânsul este funcționar public cu statut special. Este legea separată. Și ia vreo 10 milioane net. Dar n-am ce-i face eu. E lege. Și unde e lege, nu-i tocmeam. Asta este. Deci asta e treaba. Nu noi. Că pot să comentez că e navetist, că că nu-i din Scorțe, nu aș vrea să fiu băiat la noi. Adică asta e, da? Nu mai răspund eu aici. Dar să facem... Acum dacă noi nu avem un băiat în sala, noi... cu studii superioare, medii, sau de scurtă durată, pregătit să intre, să iau un concurs, înseamnă că o să vină alții din alte părți și totdeauna băieții noștri răsuită și fetele noastre la alții în Spania, părți. În Anglia, pleacă la Căpșuni. Deci nu, nu știu, eu o zic așa ca patriotism local, da? Nu neapărat regal, pentru că m-a dat un concurs. Păi, omul a fost pregătit. Na, e pregătit, dacă a fost și medicinar, asta e treaba, ce să noi vorbim. Da. Numai... Supunem la vot acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Este pus pe ordinea de zi, dar nu e atributul meu să-i dau normă de hrană acestui băiat. Deci îl retragem. Este atributul primarului, prin dispoziții, îi dă norma 6 sau cât e vase, nu ce ai scris aici. E cu 34 de lei pe zi, aia e norma lor. Aia e norma lor, da, 6, uite, am zis bine. Da? Prin dispoziție de primar, da? De asta tot spun. Băi, vreți ca Consiliul Local să vă aprobe tot. Dar ia mai luat să spun. Domnul Consiliu, dacă vin în Curtea de Comuni și ne treabă, știți că orice sursă de finanțare se face prin care? Atenție. Eu vă spun pentru că așa mi s-o comunicare și la... Dar nu mai dăm, domnule, și gata, din loc. Eu vă spun ce s-a întâmplat la alte comuni, că n-am știut de ce. Primarul... Dar cine vrea la comunii a fost locală? Nu vrem și noi, vreau să-l dăm poate peste o lună, peste două, să vedem, da. Și ascultați-vă un pic. Ne întoarcem la prevederile legale, la atribuțiunile Consiliului Local.
care aprobă bugetele. Proiectul de buget îl întocmește primarul cu aparatul de specialitate, dar în proiectul de buget, la anvelopa salarială, prin dispoziția primarului, apare norma de hrană a polițistului local. Faceți așa cum vă spun eu. Eu știu ce spun. Nu, nu, ca să fie nu acoperită. Deci, doamne, ai legi, ce vrei acum? Este urma acoperită. E acoperită prin aprobarea noastră a bugetului. Și domnul de la ANAF, când vine, zice că nu, așa îi citesc eu, 25. Deci, de norma de rană este actualizată de ordinul ministrului, numărul 5-6-2018. S-a aplatează. Deci, facem prin dispoziție, în urma, prin de, în bugetul local, anumit de rană. El va, va fi prins, Vasile, în anvelopa salarială. Da. Aceste drepturi. Aceste drepturi din dispoziție, primarul le prevede în anvelopa salarială, care anvelopă salarială intră în aprobarea și validarea Consiliului la noul buget. Și nu mai faci o de asta, că nu faci... Bun, ala mai da. Deci toată lumea este împotrivă, nimeni nu a deci nu este atribut. Nu este atribut în Consiliul Local, deci mai departe. Trecem mai departe, proiect de hotărâre numărul 8, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale Scorțeni. Acest proiect poate fi dezbătut. Putem. Nu scrie la cuvânt, bineînțeles. Mă scriu. Nu mai vorbim așa fără... Mă scriu. Scrie că se supără ceilalți colegi care vor să discute, stau în spate, nu, nu au nici nu au timp. Se ia din față. O să mai rotim. Președintele de comisie este vinovat. Da. Păi, de acum o dată așa o dată. Da, eu mă scriu. Dar eu, de exemplu, eu aș lua o de oriunde, dar nu știu... Nu, dar eu nu iau lui... Eu nu iau lui Sandy dreptul, dar să-mi scrie. Nu mă scriu la cuvânt. Bine. Astăzi îi lăsăm pe domnii Zanfirești să vorbească. Au plănuit să dea intim. Cu ocazia la 1 martie, nu? Mulțumesc, da. Ești un domn cadou. Deci, domnul Zanfirești, vă scrieți la cuvânt? Dar și n-ați auzit după aia. Da, nu, nu, eu și așa am pus. Este numai noi. Și eu am. Da, așa e. Dar oricum ești primul, că ești președinte. Domn Vasile, cu toată dragostea, revin la domnul Chiriac de la Latrina 3. Pe ce să aprobe? Unde l-am avut în mapă? Eu am transmis acest lucru. Este deci, pe comisii. A deci fost transmis l-am pe avut comisii. În mapă. Vedeți că este pe, pe comisii, scrie deci, mare. Deci pare rău, dar... nu l-am avut în mapă. Deci nu l-am citit. Este pe masă. Este destul de voluminos. Da, este. Deci uite, la aici acum l-am, dar l-am luat când am intrat în ședință. Dar n-am avut material cum să-l fac. Nu mai știi ce rău. Acum... Cum faci? Eu am dat pe comisia, te-ai făcut. Da, l-ați dat aici, dacă noi la comisia am reținut și altele, da, nu? Deci el e scos. Eu vă spun, nu l-a citit nimeni nouă azi. Da? Chestiunea este că documentul nu e inventat aici. Documentul este luat de la structura județeană, Bacău, municipală. Și eu sunt convins că este actualizat, e la zi, eu nu știu ce, dar vreau să vedem ce... ce, în plan local, ce, ce avem specific, știi? Și atunci... Eu v-aș propune, ca idee, deci, să poate, zic eu, și alte atribuții, care să vedem... Deci asta este mai clar luat de la... Ce l-a, ce l-a actualizat? L-a actualizat băiatul ăsta? Eu să știți că am încredere, nu înțeamnă. Nu, vorbesc foarte serios. Deci băiatul ăsta l-a actualizat, eu îl votez. O fost la Bacău, l-a luat... Domnule, v-am întrebat așa. Da. Mi-a spus așa. Invitați-l un pic să-l cunoaștem și noi. Întrebați-l, domnule, dacă dânsul este pregătit, poate are un punct de vedere. Deci, astea sunt aduse cadru, domnul Păzet, ca să nu mă spun un pic. Deci, au fost aduse cadru, da, ca să știm mai... Și eu consider că... Cărțile din cărți se face. Da. Dar moșul e puțin face. Spuneți-i, domnule, secretar, e rușine să vină sau de ce? Spuneți-i, domnule, un pic să vină. Nu face nicio problemă. Deci, dacă acest document l-a dat el, l-a adaptat specificului nostru, că el a venit, el de la structura teritorială, Bacău. Da? Îl votăm. Da. Vreți să faceți cunoștință cu doamnul polițist local? Dacă e aici, de ce nu? Da. Păi, doi, chemați un domnul, îi dau un număr de telefon, poate să-l fost la telefon, nu? Poate da, dar poate nu vrea să număr telefon, nu știu, la doamne mai ales nu trebuie. Am să mă uit în el, am să-l citesc, când o să am timp. Dar n-ați bine să lăsăm și aveți un timp de vorbire. Hai ca să scriu și eu. Ce materiale sunt la... Nu am adresa de mail, dar nu toți au. Dar la măcar la care avem. Să primim copiii.
Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre numărul 8? Da, lasă, că nu sunt conjurată. 12. Deci, să mai două secunde când dau și scrie celălalt proiect. Da, să vină îmbrăcat în uniformă și tu. Da. Trecem la proiect de hotărâre numărul 9, nu? Mai avem discuții cu celălalt proiect? Nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de situație a suprafețelor de drumuri Sătești, Scorțeni, Tiboreni, Florești. Nu, nu e Tiboreni acolo. Tiboreni a fost într-o ședință anterioară. Ce o să mai fi? Să știți că aici ai doar ce s-a reușit măsurarea. S-au făcut astea până. Da, și încă se lucrează, încă se măsoară. Da, în următoarea ședință. Nu știu dacă o să dăm citire titlurilor suprafețelor și metrilor pătrați. Este necesar așa ceva? Domnul secretar vrea să facă proiecte hotărârii pentru fiecare suprafață în parte. Pe ca să scrie hârtie. Nu, nu, nu. Mă scriu acum. Da, mă scriu domnul secretar. Foarte interesant. E foarte interesant. De ani de zile interesant. Da. Și o să vedeți când dați... Așa se mai câștigă candidatul. O să vedeți că o să dați și dreptate. Proiecte din astea. Dacă mai e cineva din colegi care să înscrie... Numărul 9, da? Poftiți, domnul Zanfirescu. Deci, când am văzut amalgamul ăsta de drumuri, cum n-am mai văzut atunci, cum ai zis și de Grigore, știți ce mi-a sărit mie în cap și în gând prima oară? Că acum 2 ani de zile, a venit un ordin pe linie administrativă, a venit, nu mai știu la cine, dar mi-a confirmat edilul șef că este, că există, că ni l-a citit la timpul respectiv, era vorba de cadastrarea drumurilor. Denomeclatorul drumurilor. Cu plăcut, cu plăcuție, cu strada bisericii, cu strada lungă, strada lungă, strada scurtă, strada principală, care există înfăptuit în toate comunele. Păi nu a fost acum la documentul de astăzi. Deci care au fost înfăptuit în toate comunele. Vă rugăm frumos să ascultăm. Deci acolo m-am gândit prima oară. Eu știu de ce m-am gândit acolo. Vă rog, m-am gândit la următoarea chestiune. Din vreo 30 de ani de zile primarii care s-au perindat pe aici în structura noastră a OAT-ului, toți ne spuneau foarte frumos de modernizarea drumurilor comunale prin proiecte, oricum. De vreo 3-4 mandate, toți au avut proiecte. Că eu acum întreb eu, ca o întrebare de aia, de orice om și oricine dintre noi. Păi băi, frate, noi îi întrebăm pe ei acum, păi băi băieți care ne-a toți promis voi pe aici, ne-a spus așa de frumos de proiectele alea. Păi voi când ați întocmit proiectele cu asta, trebuia să începeți. Domnul Angelescu, da, vă spun că da, pentru proiectele care... Acum știți de ce? Stai un pic, mă, vă las până să completați tot ce vreți. Da, da, știți de ce? Că știți de ce? Aici este foarte interesant. Haideți să vă spun o treabă. Pentru că noi, Consiliul Local, noi nu aprobăm planul de situație. Noi. Nu. Eu aprob o acțiune care o face OAT-ul prin aparatul respectiv, prin programul primarului. De fapt, ce aprob? Aprob cheltuirea banilor pentru această... Că nu aprob planul de situație eu. Și atunci eu stau și mă întreb. Băi, noi facem planul de situații necesare eliberării documentelor de cadastrare. Da, așa. Dar haideți să vă spun o treabă. Când atribuțiunile mele a Consiliului Local, citiți-le cu toții. Că le recitesc și eu mereu. Nu este nicăieri treaba asta că am atribuțiuni. În schimb, eu, Consiliul Local, am atribuțiuni să validez prin vot, să fiu de acord cu planul de achiziții al primarului pe tot anul de acum încolo, da? Care el, la capitolul, să ne spună doamna Aleta, că e acolo, la capitolul cadastrare, ce are acolo, prevede sumele respective. Și eu când am votat bugetul, are sumele aici. Nici nu trebuia nevoie, nu era nevoie. Ca eu să vin, să văd toată înșiruirea asta de... Asta e materialul care sunt 33 de. Deci, toate cheltuielile pe drumurile astea, care puteai să le pună cineva un document, da, ca un patrie de specialitate. Costă cam atât, un SF-ul, că la noi suntem, noi trăim vreo 30 de ani numai în SF-uri, studii și experimentări. Băi, atât costă, Consiliul Local îi cere aprobarea ca în buget să introduc la capitolul, așa, să trec
chestiunea asta de sumă. Dar nu urmează cheltuieli pe acolo. Dar s-au cheltuit banii, asta este de asta mai acolo. În planul de achiziții publice. În planul de achiziții. Deci în planul de achiziții publice sunt prevăzute toate sumele pentru aceste planuri de situații. Aceste planuri de situații care de câte ori l-am făcut doamna Creangă și domnul Hagimă și domnul Vrote. În proiectele trecute de aia de aia. Le-am mai făcut, nu? Că am mai făcut noi. Și alea nu sunt valabile, dacă tot s-au făcut. Doamne, dacă proiectele alea nu au fost duse. Doamne, dacă proiectele alea. Omul ăsta îmi spunea odată, dar nu mai dau detalii, că urmă dau din casă, îmi spunea odată. Păi zice, domnul, dar eu am găsit în sertar proiectele. Păi zic, alea nu mai sunt valabile. Păi nu mai sunt. Nu s-a actualizat. Dar dacă eu am făcut un proiect Popescu, Leonard, trebuia să-l duc, să-l agradez unde ești, să-l urmăresc până când aprobare. Păi noi ne facem mereu să le Dar asta le spunem mai la oameni. Dar trebuie re-re-re. Deci părintele din 4 ore scos de la urbanism. Face drumurile astea, Grigorenți, Corțeni, nu aprobăm planul de situație, este o cheltuială, putea fi făcut o evaluare pentru un deviz și băgată în achiziții, conform legii 98, în planul achizițiilor publice. Dar următoarea etapă... Și nu încerci și degeaba. Nu! Când vorbesc de partea financiară, vorbesc de competența Consiliului Local de a aproba banul de achiziții. Domnul Zanfirescu, o să se vină cu alte hotărâri pentru Consiliul Local privind sumele. I-a spus lui domnul Vasile să-și simplifică munca. Dar nu are cum! Dar nu cât vreau eu. Cei de la topul sistemii au făcut măsurătoarea. Dacă se poate duce să împambuleți și de până documentație. Dar cei de la topul sistemii au făcut măsurătoarea. Au făcut! Avem un pretendiz. Noi am aprobat odată cu topul sistem să vină. Da, avem un pretendiz. Că trebuie și de gaze acum. Vorbim de gaze. Mâine avem gaze. Am discutat de gaze. Am intrat în asociația de 4 comuni cu gazele. Un proiect grandios. Foarte bine să se facă, oricum. Și am zis atunci, domnul Cătălin, eu cu Mircea nu ne-am opus, dar am avut o cerință de a vedea un predeviz a unui studiu, cam cât ar fi, cât ne-ar costa studiul de fezabilitate. Și o să vă aduc de la o firmă, nu știu care, nu l-am mai văzut. Dar atunci de ce vorbim de gaz, dacă noi nu avem nici măcar un studiu de fezabilitate în derulare? Le spunem la oameni că le dăm gaze? Păi poate le dăm fasole întâi. Da. Da, ok. E ok ce ați spus. Da, da. E ok ce ați spus. De studiu, toate planurile... Eu am judecat-o pe partea financiară. Nu, o să se vină și pe financiar, dar deocamdată nu te poți duce la oficiul de cadastru dacă tu ai o hotărâre cu zilul. Mai aprobare. Mai aprobare. Așa poate să vină oricine. Asta e drumul meu. Aprobă. Na, vreți să mă întorc la ceasul la început? Nu. Aceste apropări, de care spunem noi acum, uite, diferite, știi ce vreau să spun? Au mai fost date și pe alte vremuri. Tot așa au fost, de Consiliul Local. Da? Tot pe bani, doamna Ceaușu au fost dat. La, deci atunci noi ce facem? La drumurile care sunt pe proiect depuse deja, alea sunt întablate, domnul Zanfirescu. Nu știu cum au fost, dar nu pe doamne. Doamne, știți ce a zis Orbu? Să vedem. Vorba spus, să vedem. Să vedem. Primarul, spuneți-i foarte clar că nu trebuia să pleci, că mâine-i mărțișorul și chiar nu îi mai puneam nicio întrebare. Dacă data viitoare o să-i pun de 100 de ori. Da, e foarte bine. Văd că e foarte bine aici a trecut. S-a drum, să te să știți cum era bine să fi fost nominalizat în toate străzile din comuna Scoțeni. Deci am spus, domnule, din noi la de stradă. După asta. Nomenclatorul stradal este obligatoriu de realizat, dar presupune costuri foarte mari. Nu e adevărat. Doamne, Zanfirescu. Nu-i vorba de miliarde aici, doamne. Dar nu-i de aproape. Păi, dar acum am ce? Vreau să vă spun eu după de aia, câteva sumele, câteva sumele, câteva sumele, aruncate. Păi, vedeți, acum am buget. Ia spuneți-mi mie, dumneavoastră, în condițiile în care anul trecut s-a venit cu 16 miliarde pe drumuri. Doamne, din septembrie până în decembrie și nu se vede nimic, dar poate nu știați, poate nu știați că pe proiectul celebru deja, de închirieri utilaje, înainte de această lucrare de 16 miliarde și așa,
mai sunt 500 de milioane pe drumurile Scorțenului. Și noi vorbim acum de nomenclatorul. Dacă noi aruncăm bani pe drumuri, fără să vadă nimic, nu aveam de unde să facem, cum a zis el, nomenclatorul stradal, păi ce ar fi însemnat acum? Să spunem. Strada cu tare, strada cu tare, de la drumul așa. Indicator, dar nu mai vrem să plecăm din epoca. Nu mai vrem să plecăm din epoca de piatră. Băi, domn Vasile, nu mai vrem, băi, vecine, nu vrei să mai plecăm din epoca de piatră? Și nu terminați până la 10 pe clasă, să nu sau înapoi. N-am răsușit și eu, poate, supune la loc proiectul de hotărâre numărul 9, cine este pentru? 13, lipsă 1, 12. Proiect de hotărâre numărul 10. Prezentare la cod de specialitate privind cheltuielile pe luna ianuarie 2019. Mamă, voi. De la cine? De la tine. Da, sunteți de acord. Să... De acord. Da. Poftiți, domnul Zanfriescu, nu scrie la cuvânt. Mai avem cineva? O să vă fac o observație, să nu cred lumea că chiar suntem pe mâna azi amândoi. Da, spune. Așa că nu-i proiect, trebuie să-i doar o informare. A, informare, da, adică da, trebuie să... Da, 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 eu... De vorbă zicea lumea că chiar suntem pe... Pe aceeași mână și... Nu, nu, eu rămăsă sunt proiecte de... Potărâri, de asta e informare, da, cheltuie domnul. Am văzut aici, au fost reliefate... Acum cine s-a uitat în anexă? Da-ți-o, da-ți-o. Eu chiar m-am uitat în anexă. Mi-a plăcut aici că au fost reliefate și ce întreba mea, dar primarul nu știa să-mi explice. Asta e. Au fost reliefate în chestiunea asta, în situația asta, acele sume defalcate care ne-au parvenit și chiar le-am însumat și... De acum o să fie lunar acest plan de execuție care este scos de transparență bugetară? Am văzut, totuși am o întrebare, am văzut aici a... Și mi-am dat de-o seama că aici e vorba de capitole, că se repetă anumite chestiuni, da? La clasificarea asta economică, da. Iar se repetă, iar se repetă, dar mi-am dat seama că este de pe fiecare cont. Da. Și atunci pot trage concluzia că au fost vreo 2 miliarde, aproape 1 miliard 900 venite acei bani care nu știa el să spună și tot îl dădea pe contabil, nu era aici, care au fost veniți. Da, 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 exact. Așa. Așa. Urmă, au mai fost în casări, văzut în casările, care au completat până la 250, până la 2 miliarde jumate, ați vorbim în limbajul nostru. Și pe urmă, cheltuielile care s-au făcut pe luna ianuarie, care sunt și date și în prima parte aici, dar aici nu prea sunt, nu s-au mai defalcat în prima chestie, că sunt aici defalcate. Sunt defalcate. Acum să știți o chestie, că eu înțeleg acum limbajul ăsta aici. Cam mai studiat și m-am mai pus la punct. Dar vă spun o chestie, că sincer, cei care nu citesc anexii de genul ăsta, le era mai convenabil cum le scriați. Mai băbești. E mai convenabil și la mine, că păi este foarte multă treabă și... Știu că munciți mai puțin, dar... mai băbește, înțelegeau, puneau întrebări. Dar nici ăla nu era până la urmări, nu ai cum ăsta. Probabil că ați urmărit, nu ați să nu mai fie impus încă o întrebare. Lați să scrieți ca un tabel. Tot dumneavoastră mi-ați solicitat tabel, așa cum mă rog urmări. Eu am spus pentru mine că eu îl descifrez că chiar m-am așa. Cine are declarit? Domnul Ovidiu a spus pentru mine, a vorbit în numele dânsului și nu pot să... Era mai bine așa. Da, da. Probabil doamna... Na, m-am conformat cum ați solicitat. Ok. Hai. Deci suntem la dispoziție. Porteți, porteți, da. Porteți. Haideți să vă prezentăm. Doamna, dumneavoastră, ce ați plecat din ședință? Păi, îmi trebuie să fac un deces, un alt de deces. Eu am luat și tata aici, nu am spus să vă... Nu mai plecați. Da. Nu mai plecați, că... Aveți poliții... de notat, doamna. Aveți polițist local. Domnul secretar, nu trebuie să fac pata. Aveți polițist local și apelăm la... Dacă nu... Bine ați venit! Și vă felicităm pentru încadrare. Am înțeles că deja sunteți persoane de bază aici. Am văzut și vis-a-vis de încadrare, am văzut și noi vă urăm succes, sănătate. Și să vă duceți aici în acord ca lumea la administrația pentru Scorțenea, care încă se chemă să iese de calificată. Dar, cu ajutorul dumneavoastră, vom ajunge și un neolit, pe 25 de ani.
Am văzut regulamentul de funcționare al Poliției Locale. Vreau să vă pun o întrebare, pentru că nu l-am avut noi la studiu, că n-am mai avut timp, domnul Vasile. Domnul Vasile, să stai mai mult la serviciu ca să ai timp. Da, da, să dați și aparaturi. Da, am crezut că cer salariul dublu. Nu. Bun. Mai da. Am prea mult. Să-ți aduc un pistol. Da, la poliție să mai. Wow. Vreau să vă întreb, regulamentul l-ați luat de la structură, de la Marco, specializată, dar și l-ați adaptat la specificul? Da. Că suntem în situația în care l-am aprobat fără să-l citim. Dar pentru că am văzut acolo că era deja upgradat, am mers în continuare cu el. O să vrem să vă vedem și un uniform, o să vedem ce mașină să vă luăm, de care, doamnă? Mitsubishi, de care? Porsche, Porsche. Da? Așa. La dumneavoastră s-a hotărât 6 luni de probă, nu luați niciun salariu. Da, mulțumesc. Așa. Ne-a putut să mă țin. Încurajați, încurajați. Acum, nu ne-au luat în medală, am vrut să vă cunoaștem mai bine și asta e treaba, să vă urăm tot ce e mai bun și mai frumos, mai ales că aveam nevoie de oameni. Da. Aștept să-l văd pe domnul Valcan și în uniformă și cu girofar. Da? Și când dăm telefon la 112, da? Să nu mai fim amendați. Dar nu trebuie, de-am fi dăs telefon. Da? Da, să nu mai fim amendați, că de ce am deranjat din somn pe cei de la 112. Da, da, da. Nu? 113, parcă, poliția. Da, să-i facem 113. 113. Sau 123. Da, mulțumim frumos, să fiți sănătoși și la pungă foarte groși. Da. O idee foarte bună că domnul președinte că e aici. Foarte bună, da. Sunt domnul, da. Da. Pe noi rost, colegi... Pe Roțara o mai știam mai departe. Da, la Naricul eu i-am adus. Eu i-am adus. Doar ca cu liftul, că... Eu i-am adus. L-am sunat pe domnul. Da, ești amândoi. Mai avem, că tot am fost la... Mai avem și alte cadrări care trebuie o prezentare pe aici. La urbanism, familie. Știți, de fapt, despre Claudia, că a fost angajat în noiembrie. Va să fie cu 1 ianuarie. Da. 22 ianuarie Crăciun, asistentul... Sunt oameni de la mine în sat. Da. Nu că aș avea ceva cu asta, da? Da. Sunt eu mai patriotism local, așa, cu oamenii de la mine. Domnul Balcan și... Domnul Balcan este navediț de... Bacău. Ai transport, ai transport. Treaba lui. Dar are mașină? Trebuie să pleci cu el. Are mașină. Înseamnă că nu. Câștigă el de la domn secretar. Adică... Trebuie să pleci cu Balcan, da. Nu e rentabil. Nu e rentabil. Pentru că el pleacă la 4. A, da, pleacă la 4. Pleacă cu asta. Hai, dă-mi motorul. Am și o întrebare aici. La impozit spectacole, 34 de lei, așa, ca o... Pe luna ianuarie. Este luna ianuarie. Domnul de la Pamplona. Da? Câte spectacole să dau în Comuna Sportivă? El plătește. Da. Nu-i singurul, cât e bravo. Niciun spectacol, de astea sunt. Da. Dar mai anunțați, domnul Vasile, când dați spectacole, că noi nu știm. De exemplu, asta era așa. Ai două culturale, noi spectacol. Da. Mai aveți întrebări, domnul Zanfirescu, sau supunem așa informarea? Dacă toți suntem la aceeași, nu trebuie să-ți la punctul 11. Trebuie să-ți la punctul 11, da. Să mă pot desfășura. Articolul 11, întrebări, interpelări, informări ale primarului. Îmi cer scuze, domnul primar, este lipsă. Normal, e trecut aici, dar nu... Nu importă. Acum zile local și declarații politice. M-ați fi luat cuvânt. Poftiți, domnul Zanfirescu, aveți microfon. Vreau să lămurim definitiv. Dar definitiv vreau să lămurim. Chiar dacă domnul Cătălin nu este aici, el este. Spiritul lui este cu noi. Are om de bază, domnul. Sau poate chiar așa aude ce vorbim acum. Dar e ok. Poate e jos, nu știm noi. Deci eu... mi-am notat vreo 4 probleme, deci sunt un sfert din vreo 20 care vreau să discut cu dânsul. Punctuale. Da, vine data viitoare. Am întrebat pe mine, nu pot răspunde. Da. Și domn Vasile, și doamna Niculina, avem contabil la șef aici. În anul 2018, atenție, cetățeanul scorțenean, pentru colegi, plătitor de gunoi a plătit taxa de 402 lei lunar. În anul 2018. La ADIS,
agenția asta de dezvoltare intercomunitară a salubrizării, PAC, la care noi suntem membri vreo 9 ani de zile, sub semnătură de la OAS Scorțeni, avem declarați 2537 de plătitori. Am văzut documentul afișat public. Deci taxa lunară pe anul 2018 se determina printr-o simplă înmulțire 2537 de plătitori, ori 402, e undeva în jur de 103 milioane luna. Asta era obligativitatea Comunei Scorțeni în 2018. Când a apărut criza asta a gunoiului, domnul șef al Agenției de Dezvoltare Intercomunitare Salubritate, Bogdan Seto, a ieșit public și a spus: avem probleme mari și știm că am trecut și noi prin asta. Cauza era una singură. Neplata gunoiului, neplat, deci datorii. Domnul primar a spus atunci: domnule, noi nu avem datorii. În documentul oficial, care îl am și pe luna decembrie, de la ședința AGA al ADIS-ului, din 19-a-12-a, figuram Scorțenii, deci cu 2537 de oameni, cum spuneam, din față, cu suma de 83.310 lei restanțe la gunoi, împărțită pe cei doi operatori la gunoi, respectiv Ecosud Groapa de gunoi și Romprestul Cărătorul de gunoi. În ianuarie, același Bogdan Seto, sub semnătură, am anistor, ne-a comunicat în condițiile în care tot cu 2537 de oameni, cu cotizație lunară de 10.326, așa, aveam 72.954. Deci s-a mai plătit o rată. Deci noi, în momentul când discutam la ședința trecută de situația blocării serviciului, la nivel județean, vreo 32 de comuni nominalizate de Bogdan Seto, public, nu aveau datorii și mai mult, vreo 50 și aveau datorii, între care eram și noi. Cu o datorie medie. Nici ca alții, nici sub alții. Deci, asta era o datorie medie. De ce să venim noi să dezinformăm lumea, să spunem altceva? Când datoria era clară, o puteam discuta aici, m-au discutat-o și alții. Analizam împreună cauzele care a dus la treaba asta. Pentru că știți ce spune lumea acum? Deci, bun, păi de ce plătim? De ce să plătim pentru alții? Și dânsul a zis la fel. Dacă noi ne-am plătit, păi eu întreb acum, când am văzut că avem datorii. Dânsul a spus că nu avem datorii. Eu întreb. Ăla și-a permis să iese public cu documente publice în mass media să spună că noi avem datorii când noi nu avem datorii. Deci treaba nu e în regulă. Nu e în regulă și atunci întreb logic. Păi unde-s banii? De ce nu s-au dus banii lunar acolo? 103 milioane, cum a fost? Putem întreba. Asta ne-o poate răspunde primarul. Mai mult decât atât. Nu-mi place, și am discutat un pic la ordinea de zi, la început, că s-a încercat la calup cu proiectele de hotărâre 2, 3, 4, 5, care se discutaseră prin AGA și s-a, la ADIS, și s-a stabilit că trebuie trecute prin Consiliul Local cu creșterea sumei de la 402 a taxei speciale la 672, care ne-am însușit-o. Că acolo, chiar dacă primarul zicea el că a fost vocal, s-a votat. Și s-a votat la regula simplă. Au aprobat-o, fiind mai mulți alții. Chiar dacă dânsul nu a fi votat. N-am fost să-l filmez acolo. Chiar dacă era împotrivă, tot plăteam. Că asta s-a stabilit. Și atunci, văd că, știindu-se doar într-un cerc foarte restrâns de datorie, s-a mers pe dezinformarea publică a Consiliului și a comunității, dar în același timp bagă în ordinea de zi, la punctul 6, la calup, cu celelalte care s-au cerut de către AGA, bag la calup și hotărârea cu acordarea acordarea subvenții pentru salubrizare. Dar ce bază legală aveam eu să acord o subvenție dacă eu nu aveam datorie, oameni? Păi eu plătesc datorii la altora. Și dânsul a spus de la catedră. Nu plătim nimic. Dacă va fi cazul, mai vedem care o fi o bază legală să mai ajutăm oamenii, vom interveni. Și atunci am zis, haideți să corectăm titlul, denumirea acestei
acestei hotărâri de la punctul 6, adică din acordarea acelei subvenții pentru salubritate, să constituim în bugetul local o subvenție, dar nu o acordăm, care să fie ca o rezervă într-un caz de necesitate, de blocare sau de creștere cumva a prețului în care să facem față, de fapt, cât era valoarea acesteia. Păi era logic, am spus la un moment dat și nu s-a consemnat și am văzut că cineva n-a vrut să consemneze, probabil că la ordine, am spus, păi cât e suma? Păi nici într-un caz 83.300 asta. Pentru că suma asta, 83.300, este de fapt datoria care o aveam noi, publică. Da? Care era suma care trebuia în noua, în ceea ce am votat noi? Era o singură înmulțire. 2.347 de oameni ori 6.72. Cât este suma care au impus-o în AGA la ADIS începând cu 1 ianuarie? Care nu mai e 103 milioane pe lună, iar ca să duce la vreo 170 de milioane. Atât trebuia să constituim noi în perspectiva bugetului la aprobat, să avem o rezervă acolo, undeva, găseam noi unde, într-un capitol, într-un cont în care aveam banii ăștia, că dacă nu era nevoie, undeva, printr-o rectificare de buget mai către final, duceam pentru o necesitate tot a noastră, da? La nomenclatorul stradal, de exemplu. Corect. Par exemplu, da? Deci, ia că suntem într-o zonă în care nu suntem în regulă, nici legal și nu-i nici fair play. Adică, vin către voi să vă păcălesc. Nu e regulă. Eu am mai sesizat treaba asta odată, chiar în ședința trecută. Nu mai faceți hotărârile jos. Aici le semnăm de față cu toții și le citim în forma finală. Nu voi mai accepta de acum, concluzie, niciodată nu voi mai accepta ca la plecarea din ședință noi toți consilierii cu președintele care va fi Ionescu Popescu să nu vedem redactarea lor corectă. Pentru că nu mai am încredere în nimeni aici. Asta este situația. Și nu o spun cu răutate, eu spun exact ce am constatat. Cum să vii să manipulezi un consiliu, o comunitate când ai datorii? Și tu în același calup de acte normative, am văzut cum se insista pe bandă. Uitați-vă pe bandă, domnul președinte. Bagă și punctul 6, bagă și punctul. Uitați-vă și dumneavoastră. De la minutul 20 până la minutul 40. Mi-am notat efectiv și cum. Uite, la minutul 18.55 începe adisul. La 20.29 primarul zice, trece-l și pe 6. La minutul 21.10 repetă odată proiectul, mai repetă odată proiectul la. Deci am luat, am defalcat. Și să vede clară treaba că am fost manipulați. La 23.09, 23.15 primarul nu am avut datorii. Nu am avut niciodată datorii. Eu, neștiind atunci efectiv, dar parcă cineva l-am pus să repete. Ia mai repetați odată. Nu avem datorii. Atenție ce spune. Nu avem datorii. Parcă aveam așa o chestie, dar nu știam datele. Și a doua zi, a treia zi, am văzut datele. Acolo la ei. Publice. Și le-am pus și pe Facebook. Păi, noi așa am... Dar știți și sumul s-o plătit? Păi, acum l-aș fi întrebat. Că dacă știa acum... Știa domnul contabile, că știți, s-o plătit, într-adevăr, am întrebat, dar am întrebat păi, a plătit suma de 83, a plătit probabil suma... Nu știu suma exact. Păi nu, dar hotărârea așa a plecat domnul președinte. Cred. Păi dacă am găsit-o pe net, pe Facebook, pe asta, pe site-ul primăriei, acordarea subvenției, nici de cum am modificat-o noi. De 83 era chiar suma care păi, era noi în tabelul care nu-l văzusem când am aprobat-o. Era chiar datoria noastră. Exact. E în regulă? Păi vă spun eu dacă era... Era modificat cineva semnătura lui Mihăiță după ce a fost redactată sau ceva? Domnule, redactare din punctul că este menționat și o mai repet încă o dată că am stabilit cu Mihăiță, am căutat punctul 2 cu constituirea și susținerea. Tu ai fost președinte de comisie. Da. Fă un exercițiu pentru noi toți. Nu că-i sarcină. E o rugăminte. Da. Du-te la prefectură, la prefectură. Spui, eu sunt consilierul local, da, președinte de ședință, la hotărârea numărul câtare. Vreau să văd dacă este ședința, dacă este semnătura mea și textul. Textul. Nu o să ți-l dea în mână, dar face o cerere la cabinet, așa, și o să vezi că doamna o să-ți spună la dispoziție o copie și o să vedeți că asta este ce a ajuns acolo. Și cum a zis doamna Alina, că n-am cerut suma, nimic cer, nu e subordonata mea, s-a plătit. Pentru că dacă funcționează serviciul de salubritate, păi ea nu vin degeaba, băi, frați buni. Deci asta e treaba. Cătălin trebuia să lase lucrul ăsta și să spună lucrurile pe șlau. Că ce-l întrebam, ce-l omoram, păi n-am plătit din cauza aia. De ce n-ai plătit? Că lumea, știți ce spune? Păi dar cum? A zis că nu sunt datorii. Păi cum nu sunt? Dacă uite tabelul, spune clar, în două tabele, două situații, decembrie, ianuarie. Păi cum nu sunt datorii? Păi la minte? Păi la nu minte.
Eu nu înțeleg de ce pe 2018 se plătește pe 2019. De ce nu s-a achitat până în decembrie? Până în final, păi trebuia lunar, domnule, să plătești acea 103 milioane cotizația care devine comunei scorțeni. Și tu dacă plăteai lunar la sfârșitul anului, tu făceai parte din comunele 32 sau 36. Le-am citit, nu le rețin așa, că spun. Fără datorii. Așa noi facem parte din capul pe altul, cu 50 ceva de comune cu datorii. În care s-a blocat, efectiv, serviciul. Serviciul, deci asta e... Da. Acum, dacă o iau acum, am zis să o lăsăm așa mai... Păi noi suntem aici într-o situație de falsificare a unei hotărâri, a unei decizii a noastră. Noi am votat cu 12 sau 11 voturi cât am votat. Dar n-am votat aia. Și a ajuns la prefectură, eu sunt convins. Și n-am votat să plătim. Că chiar dânsul a spus, nu plătim nimic, că n-avem datorii. Păi s-a plătit, a spus Alina. Da. Cât au avut datorii. Deci, oameni buni, noi până când credeți dumneavoastră, că am vă pun întrebarea dumneavoastră, până când credeți dumneavoastră că mai acceptăm situații de genul ăsta așa? Că ia că avem 3 ani de mandat și ne cântăm pe urmă cântecul ăla, geaba vii, geaba te duci, geaba strici, gheță papuci. Că eu nu mai pot. Și de aceea, uitați că de aia nici n-am vrut să mai aprob execuția bugetară. Pentru că execuția bugetară înseamnă modul cum cheltuim banii și pentru că modul cum s-au cheltuit banii la drumuri în septembrie, decembrie, ce decembrie? Că doar în decembrie nu mai erau. Nu mai fost erau numai plăți. Erau numai plăți, da, numai bani. Și eu mă duc cu mașina pe drum, mi-am rupt mașina de praf făcută, 4x4, ce să văd pe drumuri? 16 miliarde plus 500 de miliarde. Păi băi, nu făceam... De deci, la calamități. Deci, vă spun, lumea are imagine proastă și față de noi Consiliu, și față de primărie. Dar dacă noi nu sesizăm niște chestii și... Să știți că noi suntem Parlamentul Comunei, deliberativ. Eu m-am săturat cu chestia asta. Că cine anchetați, că ce vreți de la noi? Nu! Vrem ca proiectele care vin în fața noastră să fie transparente, să fie publice, cheltuiala banului public să fie corectă, pentru că am făcut cereri mereu. Și sunt la punctul următor, că sunt la punctul următor, articolul 51 alineatul 2, legea 215. A fost nevoie să fac cereri. Pentru că informațiile care le voream eu, conform legii transparenței publice, trebuia să fie pe site-ul primăriei. Deci de acolo trebuia să le iau. Nici să mai fac cereri. Dar am făcut cereri pentru că spune aici, primarul este obligat ca prin intermediul aparat de specialitate să pună la dispoziția consilierilor locali la cererea acestora în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului de consilier local. Ce vroiam eu de fapt? Că ceea ce am cerut nu sunt secrete. În administrația publică nu sunt secrete oamenilor. Totul este public. Ședințele publice. Poate să vină oricine. Poate... Deci asta e treaba. Nici informațiile nu sunt secrete. Sunt ale noastre, ale comunității. Ce am cerut eu ca să fac cerere? Am cerut documente de interes public, da? Și tu vii și îmi spui, domn Vasile, în adresă, când te obligă legea, să-mi răspunzi. Eu vreau să vin în ședința de azi să vă prezint o informare, la fel ca informarea din ianuarie, în care aveam deja o mapă cu niște documente și am tras niște concluzii din anumite chestiuni, care vi le-am spus, referitor la aia, referitor la aia, referitor la aia. Asta vroiam eu. Eu n-am mai putut să mai fac nimic să mă uit în documentele aia, că nu le știu. Sunt dispoziții ale primarului care nu sunt afișate pe site-ul primării. Nu, deci, poate sunt și hotărâri din Consiliul Local. Eu n-am cerut altceva, am cerut un dosar al lucrării de la drumuri. Păi da, lucrarea de la drumuri din august îi cer primarul. Și am mai fost colegi care au cerut. Hai să vedem și noi datele tehnice, un dosar tehnic, ce s-a pus pe drumuri. Că spunea de 25 de centimetri înălțime. Spunea de piatră din aia, macadam. Păi ce macadam e pe drumuri, oameni buni, că glodul e la gât în comuna Scorțeni. Da? Aia e macadamul. Păi și ce cer eu? Ce cer eu de atât ne văităm că nu se mai poate din cauza consilierilor sau apelor, nu se mai poate din cauza consilierilor, nu se face nimic în primărie din cauza noastră. Păi nu știu, deci, dar nu știu dacă deci, noi... Deci... Băi, colegi și toți care sunteți, suntem mulțumiți de, ce, de situația drumului? Deci... Domnul Balcă, sunteți mulțumit? N-ai cum să fii mulțumit de situația în care arată drumurile. Păi cum să fiu să mulțumit? Domnul Ovidiu, sunteți mulțumit? În situația când a fost și când s-a făcut, drumurile arătau ok față de cum erau înainte. A fost uscat. Când noi am ajuns la ceea ce spuneam, la detaliile tehnice, care nu le-am văzut. I-am cerut, băi, vreau să vedem și noi, care este partea tehnică a acestui contract de prestări servicii?
Să vedem și noi la cât s-a lucrat, cu ce s-a lucrat, cu ce materiale, ce prețuri au cerut Mircea la un moment dat. Mi-aduc aminte. Apropo, Mircea, multă sănătate. Am auzit că e foarte bolnav. Să fie sănătos, să-l facă. Spune doamna Anuța, lăsați-o un pic, doamna, că și are acolo o problemă. Eu am adus și eu la cunoștință că în zona fi Dragomiria să mă refer, că acolo circulația mea mai mult. Păi sunteți din zonă de acolo. Păi sunt din zonă, dar la malurile către Macovei, până la Tudorachi, colțul Amirii, aici la un deal, cum facem curba. Deci nu se mai poate circula, vă spun. S-a suntat pământul mare, s-a venit în drum. De la Macadam, nu? Așa, ceea ce aș dori, că zâmnic îți navetistă și mă mai rog de băieți mă mai aduc mașina, azi m-a dus, dar ți-a nu se mai poate duca mașina. Păi, dar nici nu se mai duce două oare cineva dacă văd niciodată. Așa, aș vrea să pună niște balasturi prin zonile este măcar pe unde... Pe unde este măruie, să zicem, că pișesc mai... Dar uneori cu un pic panta la Mihai, a fost ieri mașina salubrității. Păi ce-o făcut acolo, o căutat să urci, o dat cu spatele, nu se știe ce-o făcut, deci vă spun, așa, șoferul săracul nu-i de vină, v-a spus, nu mai vin până când nu se face drumul. Ce să fac? El, mașina este de mare tonaj, nu riscă. Aici mai ales când urcă la... Dar e mașină de miliarde de lei, domnule, o țări să mă bagi în... Așa ea. Iar noi, pe altă parte, cetățenii care noi plătim, care sunt persoane care plătesc câte 3-4, au câte 3-4 copii și plătesc, nu plătesc impozit, casă, pământ, cât plătesc gunoi, nu ne convine ca să nu vină o iarnă, să ne ia gunoiul. Și să plătesc. Și să plătim. Deci ar trebui să găsească soluții. Nu. Ori să faci o reducere, băi, așa nu se poate urca. Faci o reducere, băi, cred că este normal. Nu? Vă zic eu, până mai de 16 miliarde am auzit. Sau ideea. Că nu se poate să zicem, poate să face drumul. Asta-i dorit. Ce să mai facă, doamnă? Păi dacă ești... 16 miliarde, de unde să mai facă? Păi acum eu cu cercuri la servici. Păi fi venit la doctor de seară, nu mă mai duce acasă și stai din este depozit de balastru la un curtea... Deci ar trebui măcar unde este zona mea acolo, unde este, să aducă două, trei mașini de balastru să pună să poată circula. Când s-au făcut, nu voi. Dar este balastru. Am să fac aminte de o discuție. Sau inter, cum am lăsat mai zic. Sau inter, aș mai dori așa să mai pună două, trei pomperoane, nu se poate urca, noroi, odată. Să mai zic două, trei pomperoane, puză. Să mai zic pomperoane și atât. Deci nu mai faci călătorii pentru să plătești și mulți bani? Și nu e nu mai plătești omul impozitul când plătești cu noi. Plătești 5 milioane cu noi, o familie și 2 milioane impozit. Vă ajuns impozitul mai din lux decât impozitul pe terenși pe casă. Și pe mașină. În august, îmi pare că s-au înțeles. Da, spuneți domnul să își aduce aminte, dar până aș aduce sigur aminte. A venit și a spus că de undeva pe 22 august a venit dispoziția ta financiară, paralel. Și am zis, atunci am zis așa, domnul primar, haideți să facem o ședință extraordinară de Consiliu, să stabilim prioritățile pe drumuri. Nu că le fac pe toate. Am zis, omule, o să iese praf. Și am spus, aduceți-vă aminte. Îți urez succes. Dar știu de pe acum că zob vei face lucrarea. Deci trebuia mers pe zonele critice, vale, dealurile, cimitirile, pe une, așa, pentru că dacă vrei să împrăștii balastru din Tazlău peste tot, ai rezultatul de acum. Pentru că nu-i piatra care a spus-o, macadamul ăla. Nu este. Este colo, 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 așa niște grămezi care s-au mai pus pe unejda și în rest deci e balastru, e cu pământ. Păi cum să nu faci până la genunchi treaba? Deci s-a vrut să meargă pe toate chestiile, era o perioadă caldă, le-a dat așa o nivelare, știi? Și părea la noi că toată viața noastră o să rulăm pe suprafețele alea așa. Și eu am spus, la prima ploaie, praful se alege, iar la luna aprilie, mai la anul, când începe sezonul de ploi, o să vedeți cum ați spălat 16 miliarde. Asta am spus atunci. Uitați-vă pe bandă, că asta am spus. Dacă nu era bătire, era doamna Nicuiet aici. Și am și cușat și consemnat. Da, domnule președinte, dacă... S-a invitat dirigintele de lucrare care a fost... Domnule, ce să-mi spună dirigintele? Nu știu, să spună ceva. Să-mi spună ce s-a făcut. Să-mi spună ce? Ce s-a făcut? Că ceea ce s-a spus la început, referitor la 25 de centimetri strat, de piatră bine compactată, de bine talozată pentru alea, cu mașini speciale,
Cine a făcut lucrarea? E secret, n-avem voie să spunem cine a făcut lucrarea. Nu se putea lucra, dacă se face. Dacă e secret, dați-mi dosarul achiziției publice, că am acces la el, da? Sunt consilier local, să văd și eu ce scrie acolo și ce văd în realitate. Ați văzut ceva? Eu n-am văzut. Am văzut cu un șef de acolo, iar la Grigore, în sfârșit, cred că poți dați o mână. El era foarte mulțumit de ce a realizat. Domnule, am spus ce spate spune dumneavoastră, acum la început apare frumos, e cu balastru. Vorbim la primăvară ce faceți. Și într-adevăr. Dar el, vreau să spun părerea lui, era foarte mulțumit cu făcut o lucrare, nu știu care, am spus cum eu l-aș rugat la domnul primar să plimbe prin sat cum se plimba odată, dacă are curaj să meargă prin sat, cum se plimba odată așa. Dar nu plăcea lui să plimbi că era da, bine, că alții erau răi și el era bun. Și acum să plimbi și el, să spune că alții sunt răi și el e bun. Eu la vina la starea drumurilor n-aș spune că e numai de... O vină colectiv, o vină a celor de la Codul care au dat banii exact în perioada când trebuia să faci atunci. Au dat o grămadă de bani, 16 miliarde, dar trebuia să faci, mai erau două luni, sau era până la începutul ieri. Era drumul uscat, uscat, puteai să vii cu mama compactorului. Nu, exact. Niciodată nu realizai. Are dreptate. Cum ai să faci tu drumul, vorbesc la noi, ca să mergi la biserică, pentru că acolo nu ai să faci, dacă nu, tu ori acolo, niciodată nu ai să faci drumul. Niciodată. Domnul președinte, v-ați înscris la domnul Sandy. Dacă îmi permiteți să dau o replică, a zis că în colțul ăsta tăcem. Mă lăsați? În legătură cu ce zice domnul Zanfirescu la proiectul de hotărâre numărul 6 în care asta. Mai bine tăcem decât nu știm să semnăm sau semnăm și nu urmărim un proiect cum era redactat și cum ajunge acolo. Mulțumesc. Eu am să mă duc la prefectură și am spus să vedem cum este redactat. Eu de asta l-am rugat. În numele nostru la tuturor. Să-l aduc, să văd și eu. Dacă nu vreți în numele nostru a tuturor, chiar în numele meu, pentru că ea a fost președinte. Da. Și vreau să văd acolo dacă... Pentru că asta e situația. Suma este identică cu cea care o aveam în datorii și este clară treaba că să avem la parte, să ne achităm datoria. Dar lumea întreabă, dar de ce am avut datorii dacă primarul spunea? Dar uneți banii! Dar uneți banii dacă banii... Sau mai mult, lumea știu ce spune. Lumea spune așa, noi am plătit banii noștri, unde sunt? De aveți datorii. Mai aveți ceva, dragi colegi, sau putem vinea ședința? Da, declară ședința închisă. Mulțumim, TV, despre Sigonești. Mircea Ambăruș, multă sănătate, fii mai repede la servici. Vă așteptam în ședința.